Paul Feval, Misterele Londrei Partea a patra, Marchizul de Rio Santo Capitolul 1 Două exemplare de soare pentru o lună Faptele se petreceau în timp ce Brian de Lancaster, întors în Wimpole Street, în fața casei cu numărul 9, însoțit de un mic grup de polițiști, constata că scurta lui absență fusese de ajuns pentru ca locuința să rămână pustie. Noaptea era minunată. Umezeala de peste zi, așternută pe calda râm de un vânt înghețat din nord, făcea din fiecare stradă o oglindă lucitoare pe care trecătorii alunecau, se clătinau și cădeau, spre marea satisfacție a tuturor sneililor din capitala Imperiului Britanic. În apropiere de Portland Place, la mijlocul străzii Devonshire, se adunase, în ciuda frigului pătrunzător, o mulțime considerabilă în fața unei uși deschise. Mulțimea era alcătuită numai din bărbați, care se arecum oarecum între ei, deși unii aveau numai zdrențe pe ei, în timp ce alții purtau costume foarte decente. Erau evident confrați căci se împingeau, se înghionteau cu aerul cel mai prietenos din lume fără a ține seamă de îmbrăcăminte. Aproape toți aveau sub brațe teancuri enorme de ziare. Doar cei mai eleganți făceau notă discordantă, însă pe ei îi urmau unul sau mai mulți grumi, încărcați ca niște asini cu teancuri asemănătoare. Toți vorbeau în același timp, Strigăte ciudate țâșneau din această mulțime amestecându-se cu reflexii filosofice, cu vorbe de duh și hohote de râs. În fața ușii deschise se aflau patru sau cinci valeți în uniformă care azvârleau necontenit asediatorilor pachete cu hârtie jilavă și care răspândea acel miros scârbos pe care Dumnezeu l-a dat ziarului ca să avertizeze fără îndoială publicul împotriva minciunilor sale nerușinate, așa cum a agățat o sfârlează de coada nelată a șarpelui cu clopoței. O duzină pentru Playdell și Brown – se auzea o voce în mulțime. O duzină pentru Pleidel și Brown, repeta unul din valeți. Aceste cuvinte treceau din gură în gură și ajungeau până la un funcționar care avea o față de fosilă, ca pergamentul vârâtă într-un registru. Funcționarul măzgălea câteva cuvinte și repeta încă o dată cu glas ascuțit. O duzină pentru Pleidel și Brown, dați-i drumul. Se livra un pachet, 40 pentru Gilbert din Strand, 25 pentru doamna Dodson, 200 pentru Howard și Flower. Vânzarea mergea strună. Pe măsură ce Fosil a constata rezultatele, pergamentul chipului său căpăta nuanțe aurii. Iar atunci când, în cele din urmă, Howard și Flower cerură 200 de exemplare, funcționarul lăsă din mână pana pentru a-și freca mâinile. Dar nu a avut mult timp. Strigătele de afară se întețeau. 75 pentru Pryor, 50 pentru Goodridge, 80 pentru Samuel Lauter. Răsunară sute de alte nume, sute de alte cereri, astfel încât în cele din urmă o voce ieșind din străfundurile biroului rosti triumfătoare. Tirajul s-a epuizat, domnilor. Se stârni o zarvă generală. Mai trageți un tiraj, Două mii, trei mii, luăm tot! Zarul a fost desfăcut și aruncat, domnilor. Oamenii încercară să protesteze, dar cele două uși mari batante se închiseră și fața gălbejită a funcționarului dispăru. Toate acestea se petreceau la ușa domnului Timothy Overflow, editorul ziarului Dămun, Luna, Gazetă de Seară. Mulțimea adunată în stradă era un raș de jurnaliști sau vânzători de ziare. De obicei, Fițuica de Mun își făcea apariția într-un anonimat absolut și nu ajungea la vânzători decât dacă era transportată la chioșcuri. Dar în ziua aceea cuprindeau o anumită știre. O știre senzațională. Tirajul ediției din seara aceea se dovedise insuficient pentru afluența de cumpărători. Fiecare voia să știe, să citească cu ochii lui. De multă vreme, curiozitatea publică nu mai fusese astfel stârnită. Și pe bună dreptate, nu era o știre obișnuită, o excentricitate ridicolă. De data aceasta era vorba de istorie. În joc se afla un personaj regesc. Într-adevăr, era relatată o crimă odioasă, un asasinat nelegiuit, săvârșit sau cel puțin încercat pe terasa castelului din Chiu. Și împotriva cui, doamne? Împotriva unei copile grațioase și neprihănite care, eventual, putea fi desemnată să urmeze la tron? Împotriva speranței celor trei regate? Împotriva prințesei Victoria? Într-un cuvânt, fica alteței sale regale, ducele de Kent, nepoata maiestății sale. Era deci cazul să se cumpere la orice preț Evening Post, Standard, Evening Mail și Moon spre a se cunoaște detaliile nemaipomenitei atrocități. Lumea spera de altfel să găsească în toate aceste ziare, sau în unul din ele, numele mizerabilului a cărui mână să sacrilegiul, etc. Cei care, venind prea târziu, nu și-au mai putut procura nici măcar un exemplar din mun, fițui ca atât de neglijată de obicei, au înregistrat o amară decepție. S-a instituit imediat un fel de bursă, în fața ușii domnului Timothy Overflow. Unii voiau să cumpere de la a doua mână, cu bani pe șin, câteva numere din prea solicitata gazetă, alții propuneau schimburi. Un shilling pentru un exemplar din standard, propunea unul. Ofer șase pense în plus față de prețul curent pentru fiecare evening post, striga altul. Un Times pentru un evening mail. Două Sans pentru un moon. Cu metrele bine informate, începură să-și dea drumul la gură. Vă jur pe sănătatea mea că știu tot. Mi-a spus doamna Fuț, care ține pe cumnatul doamnei Crosskern, care e grădinar la Pleasure Ground in Q. Era o amazoană pe un cal uriaș. A tras asupra bietei copile 27 de săgeți otrăvite, spuse una. Nu se poate, răspunse alta. Ba da, insistă prima, oamenii de strajă drăguții de ei au venit și-au tăiat-o pe ea și calul bucățele-bucățele. Foarte bine i-au făcut, declară o persoană. Vă spun eu care e adevărul, interveni o altă femeie. Criminalul e un sălbatic din lumea mare. A lovit-o pe biata prințesă cu o măciucă în cap. Nu e adevărat, ripostă alta. E un catolic irlandez, un cerșetor netrebnic de dincolo de canal, un... Da, de unde? E un gentleman. I s-a găsit calul mort în mijlocul parcului din Regent, un cal minunat. Ce aiurel se mai născocesc la Londra, constată prima cu dând din numeri. Povestea celor 27 de săgeți otrăvite îi se părea, fără îndoială, singura în măsură să ofere un grad suficient de verosimilitate. Pentru a pune capăt agitației care se iscase și a îndemna mulțimea să se împrăștie, funcționarul fosilă coborâ la parter, ducând cu sine singurul și ultimul exemplar din Moon, care se mai afla în birou. O voce lentă, monotonă, precisă, se auzi în stradă, făcând să amuțească deodată țipetele jurnaliștilor și comentariile mulțimii. Iată ce spunea glasul, vorbind de la ferestrui ca ușii. Detalii autentice privind oribila tentativă de asasinare împotriva... Augustei persoane a alteței sale regale, prințesa Victoria de Kent, nepoata iubită a maiestății sale, regele, bunul nostru suveran. Azi dimineața la orele 11.35, un necunoscut, călărind un cael roib, a pătruns în pleasure ground din Q, deși drapelul regal flutura deasupra clopotniței. Gărzile pedestre, însărcinate cu paza terasei, nu l-au zărit decât atunci când se și afla lângă marea seră japoneză. După alte versiuni, însă și prințesa l-ar fi descoperit în clipa când se îndrepta spre dânsa, purtând un pistol burdușit cu gloanțe. Văzând de muta armă, tânăra prințesa ar fi scos un țipă de groază și s-ar fi îndreptat spre palat cerând ajutor. Se pare că străinul nu s-a mai gândit la altceva decât cum să dispară. S-a îndreptat repede spre zidul, la picioarele căruia își lăsase calul. Fosila închise încet ghișeul și se retrase. Mulțimea, nemulțumită de informațiile primite și vrând să afle mai multe amănunte, se îmbulzi spre ușă încercând să o forțeze. Unii cereau chiar să se dea foc casei, alții înjurau de mama focului. În vreme ce mulțimea își manifesta astfel mânia într-un vacarm de ocări, o trăsură venind din Wimpole Street și îndreptându-se spre Devonshire, își croi cu greu drum prin gloată. Personajul din trăsură habar n-avea că era eroul dramei care se desfășura în plină stradă, iar mulțimea nu își putea nici pe departe închipui că necunoscutul se afla în momentul acela în mijlocul ei trăsura o coti în Portland Place și se opri în fața locuinței contelui de White Manor. Brian coborâ în grabă și urcă treptele peronului de unde valeții îl izgoniseră într-o zi din porunca fratelui său. Ciocăni puternic în ușă. Valetul care veni să-i deschidă se dădu un dărăt înspăimântat de parcă l-ar fi văzut pe dracul în persoană. Te rog să-l anunți pe contele de White Manor," spuse Brian cu un calm imperturbabil, că domnul de Lancaster solicită senioriei sale o audiență. Sfârșitul capitolului întâi Paul Feval, Misterele Londrei Partea a patra, Marchizul de Rio Santo Capitolul al doilea Dreptul de primă genitură Întreaga Londră cunoștea dușmânia dintre cei doi frați. Era deci mai mult decât firesc ca un valet de la White Manor să nu ignoreze. Grumul căruia îi se adresase Lancaster rămase o clipă pe gânduri, întrucât o întrevedere între conte și fratele său mai mic îi se părea un lucru extraordinar, de neconceput. Totuși, când Brian îi repetă porunca pe un ton hotărât, se supuse – după câteva secunde se întoarse, iar Brian fu poftit numai decât în salonul de recepție. Se trânti într-un fotoliu. Avea gândurile adânc tulburate. Ceea ce se petrecuse în casa din Wimpole Street, destăinuirile Suzanei, dispariția ei neașteptată, toate acestea erau încă vii în mintea lui și nu căpătaseră limpezimea și înțelegerea pe care le-o dau lucrurilor câteva zile de meditație. Era conștient că un inamic puternic, mai cu seamă prin faptul că nu putea fi identificat, voia să-i pe Suzana. Venea la fratele lui să caute mijloace de a combate și a învinge dușmanul necunoscut. Acesta era scopul: să o regăsească pe Suzana și să o ia sub aripa sa protectoare. Dar nu știa încă nici ce mijloace să folosească pentru a obține acest rezultat nici în ce fel trebuia să acționeze pentru a dobândi sprijinul fratelui său. În momentul de față, asta avea mai puțină importanță. Nu se simțea oare sigur de el în urma nenumăratelor victorii repurtate asupra lui White Manor? Nu avea oare din partea lui oboseala și plictiseala deznădăjduită a contelui, ajuns la disperare într-o luptă împotriva firii, în care era întotdeauna țapul ispășitor? De multă vreme Brian de Lancaster nu mai pusese piciorul în casa strămoșilor săi. De la moartea tatălui lor, certurile continue cu White Manor îl îndepărtaseră de casa familiei, devenită proprietatea exclusivă a fratelui mai mare. Deși preocupat de gânduri străine emoțiilor obișnuite, Brian simți în suflet o tulburare gravă și necunoscută. O voce, amuțită de ani, Părea să-l îndemne la privirea șirului de portrete nobile și austere de pe pereți, înfățișând alternativ chipurile mândre ale părinților și trăsăturile demne, semețe și blajine ale bunicilor dispăruți. Iar vocea aceea clocotea în adâncul lui, reproșuri în care amesteca și numele detestat al fratelui său. Sub ciudatul veșmânt de scepticism cutezător în care se înfățișa lumii, Brian avea un suflet nobil al unui cavaler. Acum poate că se căia. Oricum își plecă fruntea ca și cum i-ar fi fost rușine să înfrunte privirile tuturor generațiilor adunate acolo. Venea în mijlocul lor cu gânduri ostile față de succesorul lor legitim, moștenitorul numelui comun, omul care purta titlul transmis din tată în fiu, intact și pur, stăpânul casei, într-un cuvânt, cel căruia o ramă goală îi aștepta portretul în continuarea tuturor acelor venerabile portrete. Își aminti că răposatul conte de White Manor îi unise pe patul de moarte mâna cu cea a fratelui său. Își aminti că ultimul cuvânt al mamei sale îl îndemnase la dragoste și la iertare. Mama lui, ale cărei trăsături binecuvântate, fixate pe pânza de un penel abil, păreau să-i surâdă încă. O ușă laterală se deschise. Lordul White Manor apăru, sprijinit de brațul intendentului său, Gilbert Patterson. Între conte și fratele său exista o foarte mare diferență de vârstă. Vigorosul temperament al lui Brian și excesele lui, lui White Manor accentuaseră această diferență, transformând-o într-un contrast izbitor. Într-adevăr, Brian își păstrase la vârsta virilității ceva din grația juvenilă, din suplețea elastică a membrelor, din spontaneitatea expresivă a mișcărilor feții, calități care aparțin în general tinerilor. Structura lui fizică, precum și morală, erau neprihănite. Rămăsese tânăr în aparență și în fond, mult mai tânăr decât acei lor de 20 de ani pe care galopul unui cal îi face să pălească și care își reînsuflețesc cu chiu, cu vai, apelând la excitante apetiturile stinse. Frumos, puternic și pasionat, Dincolo de aspectul flegmatic, era plin de îndrăzneală, iubire și temperament. White Manor, din potrivă, îmbătrânise înainte de a fi depășit limitele vârstei maturității. Inima lui, egoistă prin natură, devenise de piatră. Trupul său, robust altădată, se prăbușea sub povara unei decreptitudini precoce. Totuși nu era una din acele ruine cărora vârsta sau excesele le distrug corpul. Merg încovoiate, plăpânde, tremurânde, debile, rugând lumea să le facă loc pentru a ștârâ pașii nesiguri. Lordul White Manor își păstrase rigiditatea siluetei puternice. Se ținea încă drept pe picioarele ca de plumb, iar torsul său sfrijit își ascundea defectele sub minciunile abile ale unui costum elegant. Dar, la fiecare pas pe care îl făcea, o tresărire dureroasă îi tulbura chipul. Respira greu, gâfâit. Sub artificiile părului de împrumut se zăreau câteva fire albe rare, presărate aici și colo pe un craniu gol, ridat avea paloarea înspăimântătoare a celor loviți de apoplexie. Într-un fel, era ruina unui organism robust. Uneori, când mânia îl înfierbânta brusc și îi dilua sângele îngroșat care i-a venele, își regăsea pentru o clipă vigoarea de iodinioară. Putea încă să distrugă ceva, un om sau un lucru, în furia sălbatică a impulsurilor sale dar plătea repede și scump asemenea izbucniri nesăbuite. Revenind pe neașteptate, cu violență, în trupul acela uzat, înghețat, înțepenit, viața îl nimicea prin șocul ei formidabil. White Manor cădea atunci ca o masă inertă sau, dacă șocul nu era prea puternic, creierul său se simțea cuprins de o toropeală, de un fel de îndobitocire prezentând caracteristicile imbecilității și ale nebuniei. Viitorul său era supus, și el știa acest lucru, amenințării unei dileme implacabile, apoplexia sau demența. Când fratele său, care înainta încet, sprijinit tot timpul de brațul lui Gilbert Peterson, se apropie, Brian se ridică și se înclină ceremonios. Contele îi răspunse la salut încercând, din potrivă, să afișeze o expresie de bonomie cordială. Odată mai mult, între cei doi bărbați, rolurile erau inversate. Teama al domina pe cel puternic, siguranța se afla de partea celui slab. Fratele cel mare, stăpânul, posesorul unei averi imense, se temea de fratele cel mic, care nu avea nimic pe lume. Cei doi frați rămăseseră o clipă nemișcați și se priviră în tăcere. Chipul lui Lancaster exprima răceală și orgoliu. Cel al contelui avea un aer din ce în ce mai binevoitor și supus, dar cine ar fi judecat gândurile lor după aceste simptome exterioare s-ar fi înșelat amarnic. În inima lui Lancaster exista milă, o milă sinceră și crescândă. Contele de White Manor suferea și mai mult ca de obicei purta pe figură urmele ultimului atac care îl doborâse în noaptea precedentă în camera Anei McFarlane din Lord's Corner. Ochii săi care încercau să surâdă aveau o privire fixă, stupefiată. O jumătate din corpul lui, potrivnică mișcării mușchilor, se târa aproape inertă ca și cum ar fi fost lovită de un început de paralizie. Brian nu putu să constate fără amărăciune și compătimire schimbarea funestă intervenită la fratele său de la ultima lor întâlnire. Și trecuse multă vreme de atunci. Vocea sângelui care vorbise din iauri în sufletul său, în timp ce aștepta, singur, venirea lordului, se făcu din nou auzită cu și mai multă energie. O clipă fu ispitit să întindă brațele spre fratele său. Dar o străfulgerare de ură care demască pe furiș bonomia simulată a lui White Menor fu de ajuns să-l oprească pe Lancaster. Își relua aerul rece și așteptă. În sufletul contelui nu exista decât aversiune profundă, dorință de răzbunare, ură implacabilă, nemărginită. Și el era neplăcut impresionat de aspectul fratelui său. Și el încercă un sentiment de amărăciune privind trăsăturile acelea pe care nu le mai văzuse ani de zile, decât de departe, temându-se de ele ca de o amenințare înfiorătoare. Dar ce mare deosebire între surprinderea lui și cea a lui Brian! White Manor ar fi vrut să-l găsească pe acesta din urmă îmbătrânit ca și el, zdrobit, ba chiar mai mult decât el. Or, îl vedea tot tânăr, tot puternic, tot plin de energie și viață. Forța și energia lui nu constituiau oare o insultă adusă epuizării sale? Tinerețea aceea nu-și bătea joc de decreptitudinea lui? Nu era, din partea acelui om sănătos la minte și la trup, o supremă ofensă faptul că se prezenta în fața unui bolnav amenințat de nebunie? Pătimașul răzbunător se afla acolo pentru a savura agonia victimei sale. Moștenitorul venise să-și dea seama câte zile mai trebuia să aștepte pentru a intra în posesia unor bogății incalculabile, a castelelor lui White Manor, a parcurilor, a heleșteelor, a pădurilor lui White Manor, a numelui, a titlului, a rangului lui White Manor. Nu mai avea niciun alt mijloc de a-i răpi această moștenire, niciunul, în afara hotărârii de a rămâne în viață. Dar viața lui era pe sfârșit. Contele se simțea alunecând spre neant. Astăzi, mai mult ca oricând, când își compara propria slăbiciune cu vigoarea fratelui său, se vedea apropiindu-se de capătul drumului. Brian se afla în fața lui, mai viguros ca niciodată. Dădea impresia că se fălește cu sănătatea lui de fier. Își cambra alia elegantă și fermă, părând a spune. Nu te grăbi, milord, fratele meu. Stinge-te în voie, mor liniștit." am timp să aștept. White Manor n-ar fi putut nutri asemenea gânduri și să păstreze în același timp prefăcuta atitudine de bunăvoință ospitalieră pe care încercase până atunci să o pună cât mai în evidență. Ura lui ieși la suprafață și îi scăpără în privire în timp ce un surâs amar îi ridică colțurile buzelor făcându-le să tremure. După câteva secunde, în care se studiară reciproc, și înainte ca vreun cuvânt să fie rostit, cei doi frați ajunseră să se măsoare din ochi ca doi dușmani gata să se strângă de gât. White Manor rupse cel din tâi tăcerea. Ce vrei de la mine, frate?" întrebă el cu o voce dulceagă care contrasta puternic cu expresia chipului său. Ai venit să constați progresele supliciului lent la care mă supui?" Sunt foarte bolnav, Brian, așa că poți fi satisfăcut." Milord, răspunse Lancaster înclinându-se. Am vrut să mă informez asupra stării sănătății senioriei voastre. Îmi pare rău că te găsesc bolnav. Cât despre acuzația de a fi cauza suferinței dumitale, cred că senioria voastră greșește față de viața fericită pe care a dus-o altădată și mi-atribuie mie o putere de care nu dispun. Vipera care ucide, domnule, e obscură și slabă, până și un copil o poate strivi cu piciorul. Brian rămase impasibil, iar contele, regretând numai decât această vorbă scăpată mâniei sale pline de ură, băiguii încurcat. Voiam să spun, dar între frați nu ești obligat să-ți cântărești fiecare cuvânt. Sunt de aceeași părere, milord, spuse recele Lancaster. Frații care se iubesc își pot spune orice. Rog pe senioria voastră să nu se jeneze. White Manor își ascunse tulburarea sub o strâmbătură de om bolnav și făcu semn lui Gilbert să-i aducă un fotoliu. Te rog să iei loc," îi spuse el lui Brian. În ce mă privește, îți cer permisiunea de a face același lucru." Ei, și acum, întrucât nu prea obișnuim să ne vedem foarte des, te rog încă o dată să-mi spui care este scopul vizitei. Am venit să discut cu senioria voastră între patru ochi răspunse Lancaster instalându-se, și aștept să rămânem singuri. White Manor șovăi vizibil. Privirea lui părea să facă din nou o comparație între forța fratelui său și propria slăbiciune. O spaimă evidentă se putea citi pe obrajii lui căzuți. Între patru ochi, repetă el. Gilbert Peterson e un demn slujitor, frate. De obicei nu mă părăsește niciodată. Prin urmare, nu erai departe, Milord, în noaptea când Gilbert Peterson, acest demn slujitor, a pus valeții dumitale în armați cu bice pe urmele mele. A fost un lucru nespus de regretabil, Brian, îngăimă contele. Gilbert și-a primit pedeapsa deapsa cuvenită. Dar n-a fost izgonit, îl opri Brian, a cărui voce calmă nu lăsa să răzbată mărăciunea din sufletul său. Milord, ești stăpân în această casă și n-aș cuteza să-ți socotesc preferința pentru un servitor. Vrei să-l alung? spuse repede lordul. Mă interesează prea puțin, adăugă Lancaster, dacă le alungi sau nu pe acest slujitor atât de demn. Dar chestiunea care mă aduce este gravă. Foarte gravă pentru mine, milord, ca și pentru dumneata. Prezența acestui valet mă stingherește. Contele se gândi un minut, apoi se ridică singur și se îndreptă spre ușă, spunând Urmează-mă, Gilbert. Brian, mă întorc într-o clipă și vom fi singuri. Într-adevăr, după câteva secunde, Contele reapăru, dar în loc să se așeze în fața lui Brian, luă loc pe un scaun de lângă masa care se afla în mijlocul salonului și depuse ostentativ pe covertura groasă care o acoperea o pereche de pistoale. Asta ți dovedește, Brian, spuse el pe un ton scurt și degajat, că vom discuta serios și deschis. Te urăsc, o știi prea bine. Mă tem de tine, s-ar putea să o știi și pe asta. Te cred în stare de orice. De aceea am adus doi martori care, deși muți, îl vor înlocui totuși pe Gilbert Peterson. Te ascult. Brian început să zâmbească compătimitor. Ah, milord, spuse el, Don Quixote lovia cu lancia în morile de vânt. Era o nebunie mai mică decât aceea pe care ar reprezenta o amenințarea mea cu pistoalele. Nu-ți dai seama ce pleașcă ar însemna pentru mine să fiu asasinat de senioria voastră? Nu, domnule, nu-mi dau seama, răspunse contele pe un ton tăios. Vorbele dumitale bagiocoritoare nu mă mai impresionează. Pe cinstea mea, ar fi mai grozav decât dacă m-aș spânzura sub fereastra dumitale. Nu, nu, milord, pistoalele nu te vor apăra de atacurile mele și vei avea nevoie de alte arme ca să duci mai departe lupta dacă respingi propunerea de pace pe care ți-o ofer. Cum, sări contele într-un prim elan de speranță, ai de gând să pui capăt urmăririi tale implacabile, Brian? Te voi grația, milord," răspunse acesta coborând asupra lui White menor, privirea lui indiferentă și semeață. Închipuiește-ți că îmi inspir milă. Închipuiește-ți că vocea sângelui s-a rostit. Că am obosit să tot lovesc într-un frate. Că m-am plictisit să zdrobesc un inamic care nu știe deloc să se apere. În sfârșit, m-am plictisit să tot abat disprețul lumii asupra omului ce poartă numele venerat al tatălui meu." Ah!" exclamă neîncrezător White Manor, căruia meditația îi reducea bănuielile. Ai un fel foarte aspru de a propune pacea. Asta fiindcă am senzația că ai atins ultimele hotare ale norocirii, milord. Deși nu mă pot întoarce la dumneata cu brațele deschise, așa cum te întorci la un frate, am capriciul clemenței. Ai decăzut atât de mult. Ți-e rușine să mai fi dumneata însăți. Ești atât de înspăimântat în timpul zilei, când auzi în jurul vuietul prelung al lumii care noaptea te asurzește, țipetele acelea atât de badrocoritoare, atât de amare, atât de sfredelitoare care îți dau insomni. Nu sunt un călău și vreau să pun capăt acestei torturi adumitale. White Menor se făcu roșu ca racul. Fiecare din acele cuvinte era ca o lovitură de măciucă pentru orgoliul său. Mila aceea disprețuitoare îl sufoca. O clipă, mânia urcă în valuri atât de mari spre creierul său, încât mâna îi se agită involuntar, în timp ce privirea se îndreptă cu lăcomie spre pistoale. În cel privește pe Brian, socotea că vorbise destul și acum răsfoia un album. White Manor se potolise într-o câtva, stăpânindu-și oarecum furia împotriva acelui calm biruitor. I se părea cu neputință să le atace pe omul care nici nu se sinchisea că ar putea fi atacat și care, fără să urmărească măcar mișcările inamicului său în armat, își fixase atenția asupra unor imagini frivole. Pistoalele rămaseră pe masă și contele făcu un efort spre a-și veni în fire. Prin urmare, continuă el după o tăcere, astăzi mă insulți în virtutea obișnuinței pentru ultima oară? Te înșeli, milord, răspunse Lancaster, continuând să acorde atenție imaginilor din albumul pe care îl răsfoia. Nu insult pe senioria voastră. Scot doar la ivială tristele limite la care o văd redusă. Cu alte cuvinte, procedez ca negustorii care depreciază o marfă pentru a o putea obține la un preț mai scăzut. Nu tocmai. N-am impresia că negoțul e în măsură să-mi ofere o comparație convenabilă. Eu, milord, depreciez anume ca să obțin un preț mai bun. Prin urmare, ai venit să-mi propui un târg nerușinat. O capitulare, milord strămoșii dumitale și ai mei își răscumpărau prizonierii de război. Îmi este îngăduit, domnule, să-ți prezint cealaltă față a acestui tablou pictat cu abilitate în culori atât de sumbre? Firește-mi, lord, răspunse Brian, închizând albumul și ascultând cu atenție. Constat din parteți multă condescendență, continuă contele încercând la rândul său să persifleze. Sunt foarte nenorocit, e adevărat. Foarte nenorocit din pricina dumitale. Dar dumneata, care vorbești cu atâta siguranță, crezi că ești într-o situație mai bună? Cu cât mă faci pe mine mai nenorocit, cu atât ies mai mult la ivială propriile ți nenorociri, căci invidia este o mărturisire, un omagiu. Și ești gelos pe mine. Ești sărac. Dumneata care, risipitor cum te știu, ai putea să cheltuiești o avere, n-ai o parachioară. Eu sunt per al regelui, gentleman și milionar. Te înțeleg și bănuiesc, crede scopul vizitei dumitale. Găsești că trăiesc prea mult, dar slavă Domnului, frate, voi mai trăi încă destule zile ca să-ți pun la grea încercare răbdarea. Venind la mine ca să facem pace, cum spui, ai să găsești mijloace de a scăpa de această viață plină de lipsuri și datorii pe care o duci de atâta vreme. Ai procedat ca un om cu minte. Numai că, poate, ar fi mai prudent din parteți să rogi în loc să ameninți. Brian nu răspunse numai decât ca și cum ar fi vrut să ofere contelui posibilitatea de a-și prelungi discursul. Milord replică el în sfârșit. În tot ce ai spus, e un dram de adevăr, dar sunt și multe erori. Sunt sărac și nici nu mă gândesc să o neg, dar vremea datoriilor a trecut pentru mine. Nu mai am credit. Vrei să mă faci să cred că trăiești din munca dumitale? întrebă White Menor sarcastic. Nu, milord, nu știu să fac nimic. Și totuși trăiești. Într-adevăr, spre necazul senioriei voastre. Dar nu împrumut, mi se dă de pomană. Cum? țipă White Menor, tresărind în fotoliu. Ai împins nebunia până acolo? Ai pătat într-atât numele pe care îl porți încât te pretezi la cerșit? Milord, îl întrerupse Brian, trebuie să atrag atenția senioriei voastre că cerșitul e sever interzis. Chiar și fraților mai mici ai membrilor Parlamentului, față de care bunul simț și omenia cereau, după părerea mea, un amendament. Primesc pomana, dar nu o solicit. Dar nu crezi că am vorbit destul și că ar fi cazul să trecem la fapte? Dintr-un motiv sau altul, îți ofer pacea. O accepți? Depinde de prețul la care te gândești. Prețul? Repetă Brian. Șovăii. Evident, această întrebare îl lua prin surprindere. De cât ai nevoie? întrebă contele. Milord, răspunse în sfârșit Brian, cu o voce înceată și gravă. Nu prea știu de cât am nevoie, dar am nevoie de mult. Trebuie să scot din casa de bani a senioriei voastre până la concurența bunului meu plac, Milord. Sfârșitul capitolului al doilea Paul Feval Misterele Londrei Partea a patra Marchizul de Rio Santo Capitolul 3 Fieți milă, frate! Față de această cerere exorbitantă, contele rămase o clipă stupefiat. Își privi fratele drept în față, de parcă ar fi încercat să găsească pe chipul lui o explicație logică a extravagantelor sale pretenții. Acest examen nu-l putea satisface, deoarece trăsăturile lui Brian, calme și hotărâte, confereau un aer foarte grav propunerilor sale. Deci îmi cer toată averea, domnule? strigă el în sfârșit contele. Mai mult uimit decât furios. Sper să nu ți închipui că vei reuși, amă Silisa, să accept așa ceva." Într-adevăr, milord, e vorba de întreaga dumitale avere. Dar gândește-te, s-ar putea să mă mulțumesc un sfert. Cu jumătate. Nu se știe." Cât despre speranța pe care senioria voastră o consideră imposibilă?" Îți dau cuvântul meu de onoare că niciodată n-a avut un caracter mai real și n-a fost mai bine întemeiată. Se opri. Aproape imediat urmă pe un ton simplu, calm, hotărât. Să nu-ți închipui, Milord, că întreprind cu dumneata o acțiune diplomatică, că am venit purtând în mine un gând ascuns, pe scurt, ca aș avea vreo metodă infailibilă, cu ajutorul căreia pot împinge de la spate pe senioria voastră, silind o să sară șanțul cu ochii legați. Dacă n-aș disprețui astfel de mijloace, aș putea într-adevăr să angajez bătălia pe acest râm, căci îți cunosc trecutul, milord, fratele meu, mult mai bine decât îți închipui. Trecutul meu, îl întrerupse contele, este trecutul unui gentilom, și degeaba ai încerca să mă sperii cu astfel de amenințări. Nu mă tem să-mi dau la iveală trecutul. Ba da, milord, spuse Brian. Te temi și ești îndreptățit să te temi. Dacă n-ai uitat că senioria voastră a avut o soție și o fică. O soție al cărei martiriu rușinos a fost uitat de lume. O fată moartă sau vie, căreia numai ochiul lui Dumnezeu a putut să-i urmărească destinul misterios. Îndrăznești să presupui? Strigă contele. Cert e că nu presupun nimic bun, milord și frate, dar să lăsăm asta. Îți repet, n-am de gând să te ameninți pe la spate. Am alte arme, mai puțin banale. Ce naiba? Milord, ar însemna să-ți fac misiunea prea ușoară, angajând lupta pe acest teren cunoscut. Ești destul de bogat ca să negi evidența iar ironicii ar trece probabil de partea senioriei voastre. Nu, nu, fără acuzații. E trist și banal. Lumea mă aplaudă cu condiția să port acest duel până la capăt, fără să mă schimonosesc și fără să-mi pierd sângele rece. Nu sunt un avocat, milord. Sunt un gladiator. White Manor asculta încordat și obosit acest straniu discurs al cărui sens scăpa în mare măsură minții sale greoaie. Aștepta o concluzie, un atac direct și încerca a-și pregăti replica. Dar Brian își lăsă gândurile să se înlănțuie după capricioasa logică a spiritului său. În timp ce Contele depunea eforturi să înțeleagă ultimele sale cuvinte, acesta schimbă brusc subiectul. Mi s-a povestit astăzi, urmă el, o istorioară bizară și impresionantă. Închipuiește-ți, Milord, pe moment mi s-a părut că înt întrezăresc apropieri ciudate între aceste aventuri cu o biată fică părăsită și unele elemente aflate în posesia mea, privitoare la viața particulară a senioriei voastre. Ferească Dumnezeu, adăugă el deodată cu emoție, să fie așa cum am bănuit pentru o clipă. Ai aici un portret al contesei de White Manor, Godfrey. De ce mă întrebi? spuse contele tulburat. O nebunie de-a mea, milord, răspunse Lancaster zâmbind. Vezi, dumneata, de opt zile am senzația că am redevenit copil. Parcă aș avea cu 15 ani mai puțin. Gândurile mele se înlănțuie în așa fel încât dau naștere unor visuri de necrezut. În capul meu e un adevărat roman, iar speranțele mele țin de ferie. Pentru că această fată a fost dată pe mâinile unui mizerabil. Care fată? întrebă involuntar White Menor. Brian își privi fratele în față și își încruntă sprâncenele mânios. Dacă ar fi așa, începu el năvalnic, dar nu termină, ci continuă pe un ton rece. O tânără pe care o caut, milord. O tânără pe care o iubesc și care mi-a fost răpită. O tânără pe care senioria voastră mă va ajuta să o regăsesc. Domnule, spuse contele cu o vădită indispoziție, nu crezi că ar fi cazul să îmi vorbești în sfârșit altfel decât prin parabole? Sufăr prea mult ca să-ți mai pot ghici enigmele. Te rog să binevoiești a mă ierta, milord, replică Lancaster glinându se de vreme ce senioria voastră dorește acest lucru, să trecem la fapte. Ți-am spus, cred, n-am venit în fața domitale cu armele obișnuite ale discuției. Trec mai departe. Adaug că am intrat în casa domitale fără să știu prea bine ce vreau să-cer. Prin urmare, îl întrerupse contele, cererea dumitale de adinea a fost o improvizație. Te invit, frate dragă, să reflectezi mai bine să-i dai o formă, să o limitezi, de pildă, e un sfat pretenos, la una sau două mii de lire. Îți mai spuneam, continuă Brian, ne luând în seamă această întrerupere, că spre a-mi atinge scopul, voi urma calea mea obișnuită, fără a coborâ vreodată la mijloacele jalnice pe care le folosesc între ei eroi de tragedie. Urăsc aproape tot atât de mult bârfeala, ca și pumnalul sau o trava. Pe scurt, ți-am cerut un act întocmit în bună regulă care să-mi permită a scoate orice sumă din casa de bani a senioriei voastre. Iar începi? Da, milord, am absolută nevoie de asta. White Menor abia se mai putea stăpâni să nu curme brusc și violent această întrevedere. Dar teama pe care i-o inspira Brian îi ținea în frămânia. Se arătă dispus să discute, chiar pornind de la această premisă de neconceput. Domnule, spuse el, ar trebui să dau din numeri și să tac, căci ar fi într-adevăr o nebunie să iau în serios cuvintele dumitale. Dar faptul mă amuză, așa că, rogute, spunem ce ai de gând să faci cu averea mea. E pentru fata aceea, milord, răspunse Brian simplu. Și ți închipui că am să mă las pe mine fără un ban pentru o necunoscută? Contez pe asta, milord. White menor se agită în fotoliu, pradă unei mânii care avea și un aspect comic. Pentru el, Brian era invulnerabil, chiar în această discuție, fără participarea unei mulțimi zeflemitoare care să aplaude pe unul dintre interlocutori și să ridicolizeze fără milă pe celălalt. Brian era invulnerabil pentru că ar aruncase la întâmplare cererea lui extravagantă, susținută doar de dorința sa și nu de argumente care, eventual, să poată fi discutate sau combătute. White Menor, ferm hotărât să nu acorde creditul exorbitant care îi se cerea, avea să rămână fără replică, după ce exprimase refuzul. Singurul mijloc de a pune capăt acestui conflict ridicol era, evident, să arate musafirului ușa și să uzeze de dreptul riguros pe care îl are orice om de a fi lăsat în pace în casa lui. Dar White Manor era lipsit de apărare. Această situație bizară avea la bază un element real de teroare și mijloacele burghezului obișnuit nu puteau fi folosite în mod eficient față de un nepoftit ca Brian Lanchester. La urma urmei, contele în ciuda dorinței sale de a apărea de neclintit, nu prea știa dacă în definitiv nu trebuia să se încline. Nu cunoștea gândurile ascunse ale lui Brian aflându-se în situația unui om cu mâinile legate, în fața unui inamic implacabil pe care îl vede învârtindu-se în preajma lui, râzând, dansând ca sălbaticii în jurul rugului pe care își țintuiesc prizonierii, fără a putea ghici din ce parte va veni lovitura mortală, fără să o poată preveni, fără să se poată apăra. Milord, continuă Brian, îți cer iertare pentru slăbiciunea mea. Sunt îndrăgostit. Nu zâmbești? Cu atât mai bine. Mă așteptam să te văd zâmbind. Sunt îndrăgostit așa cum nu ești decât o dată în viață. Un îndrăgostit hotărât să jertfească totul iubirii sale. Totul, milord. Până și viața. White Menor nu răspunse, dar chipul lui căpătă un aspect mai calm. Zărie o speranță. Platoșa unei inimi care iubește are nenumărate puncte slabe. White Menor deveni mai atent. Privirea lui stinsă avea o licărire de ostilitate și viclenie. Lancaster nu se sinchisea de expresia lui. Evocând amintirea iubirii abia născute, cu care inima sa nu se obișnuise încă, trăsăturile lui energice căpătaseră un aer fericit și visător. Obstacolele și primejdia dispăruseră pentru el în clipa aceea, într-atât era de convins că le va face față zâmbea blajin imaginei absente a Suzanei și nu mai lua deloc în seamă prezența fratelui său. Oh, da, o iubesc!" murmură el cu elan atât de pătimaș, încât White Menor își potrivi lor neonul ca să-l privească mai bine. În fața primului ei surâs, am simțit pentru întâia dată că trăiesc. Sunetul glasului ei a făcut să vibreze o coardă mută într-un colț neștiut al inimii mele. Ea mi-a arătat toate bucuriile pe care omul le poate avea pe pământ, bucurii pe care le disprețuiam odinioară, orb și nenorocit cum eram. Ăsta e adevărul, Milord. Acum, după atâtea încercări, viitorul mi se arată luminos. Sper, oh, sper din toată inima. Sufletul meu a întinerit și s-a purificat. Îți dai seama, Milord, sunt în stare să nu te mai urăsc. Trebuie într-adevăr să fii foarte îndrăgostit, spuse cu White Menor. Foarte îndrăgostit, repetă Lancaster, ca și cum termenul i s-ar fi părut insuficient de expresiv. Mai mult de atât, Godfrey. Ieri nu credeam că se poate iubi nici pe sfert cât iubesc eu. Iubesc conștient, cu voință și voi iubi în ciuda mea dacă voința mi se va arăta la un moment dat ostilă. Iubesc! Dar oare mă, mă poți înțelege? La această întrebare bruscă, trăsăturile contelui se destinseră într-o veselie bagiocoritoare și grosolană. Da, domnule, da, domnule, răspunse el, și mărturisesc pe sănătatea mea că niciodată o confidență amoroasă nu mi-a făcut mai mare plăcere. Deci iubești atât de mult, domnule? Tonul ipocrit al lui White Menor se schimbă brusc înainte ca Brian să fi putut răspunde. Continuă. Și ai venit la mine să-mi impui niște condiții nerușinate, să-mi ceră averea, să o spunem pe șleau, ai venit cu amenințarea pe buze ca un tâlhar la drumul mare, banii sau viața, și mai susții că iubești atât de mult. Brian se întorsese spre Lord, îl privea calm, Deși presimțea un atac violent. Dar bine, domnule, bine, domnule, continuă contele care se bâlbâia de furie și de bucurie. Nu-ți dai seama că sclavia mea a luat sfârșit? Nu vezi că rolurile noastre s-au schimbat? Eu sunt acum cel tare și dumneata cel slab? Ah, iubești! Iubești! Sângele năvălea în valuri spre creierul contelui, care avea privirea din ce în ce mai tulbure. Vocea îi tremura, buzele tresăreau spasmodic. Brian îl examină în tăcere. Ai venit să-mi spui mie toate astea? Ce imprudență! Continuă Wade Manor, luând de pe masă pistoalele și încărcându-le zgomotos. Aș fi dat o mie de guinee celui ce mi-ar fi adus vestea, când iubești atât de mult, domnule, ți-e teamă de moarte, iar pistoalele au devenit acum o armă de care mă pot sluji împotriva dumitale. Brian făcu un gest de dispreț și se îndreptă ca și cum ar fi vrut să ofere o țintă mai bună, mai sigură, în pușcăturilor fratelui său. Milord, spuse el, între gentlemen nu se discută pe acest ton, iar comportarea dumitale mă determină să forțez deznodământul întrevederii noastre vrei, da sau nu, să semnezi obligația pe care o cer senioriei voastre. Nu, de o mie de ori, nu, strigă contele. Vreau să ieși din casa mea, vreau să pleci numai decât pe ușa aceea, al cărei prag îți interzic să-l mai calci vreodată. Te alung, domnule! Și folosindu-mă de dreptul oricărui englez al cărui domiciliu e violat de un intrus sau de un hoț, îți atrag atenția că dacă nu pleci imediat, trag! iar eu susțin că n-ai curajul să o faci, spuse Lancaster, încrucișându-și brațele pe piept și înaintând încet spre fratele său, căruia i aruncă o privire intensă și plină de răceală. Contele ridică amândouă pistoalele deodată. Brian nu se afla decât la trei pași de el. Trăsăturile apoplectice ale lui White menor exprimau dorința sălbatică de a ucide, înfrânată doar de teamă. Stai pe loc!" Stai pe loc, spuse el cu glas sugrumat. Fără a lua în seamă porunca aceasta amenințătoare, Brian făcu cei trei pași, iar mâna sa se sprejini, greoaie, pe umărul fratelui său care căzu îmblânzit în fotoliu. Luă cele două pistoale, unul după altul, din mâinile contelui care nu opuse nicio rezistență și le aruncă departe pe covor. White Menor era palid și tremura, Ochii săi, eliberați de un reflux neașteptat al sângelui care îi inundase, își pierduseră reflexele roșiatice și nu mai aveau decât o înspăimântătoare fixitate. Milord, continuă Lancaster, te-ai înșelat amarnic. Dragostea despre care ai luat cunoștință atât de bucuros reprezintă cea mai mare nenorocire la care te puteai aștepta. Dacă aș fi fost singur, aș fi continuat, fără îndoială, să combat în dumneata pe reprezentantul și beneficiarul unui principiu odios, nedrept, împotriva firii. Dar nu m-aș grăbi deloc. Acum am devenit pripit. Intratabil. Nu mai poate fi vorba de niciun răgaz, de nicio păsuire din partea mi, față de senioria voastră. Vreau să devin bogat, milionar. Doresc acest lucru. Dorești? repetă White Menor cu o furie neputincioasă. Da. O clipă de tăcere urma acestui cuvânt rostit de Brian pe un ton atât de plin de autoritate și de încredere nestrămutată, încât contele își lăsă capul în piept și murmură un refuz ininteligibil. Nu găsești că cazul, Milord?" continuă Lancaster după câteva secunde. Întrucât este cea mai bună, cea mai sfântă, cea mai frumoasă, nu trebuie să fie și cea mai strălucitoare, cea mai invidiată, cea mai fericită femeie? Oh, să nu-ți închipui cumva că tot aurul dumitale ar fi de ajuns să mă facă demn de ea. Ți-l cer doar pentru ca ea să se bucure de toate satisfacțiile mondene, să fie egală ca rang și avere cu toate femeile față de care Dumnezeu i-a dat însușiri infinit superioare. Milord, suntem fiii aceluiași părinte. O vreme te-ai bucurat singur de averea comună. De acum înainte, rândul meu. Legile sunt de partea mea, băigui contele, cuprins de o spaimă vădită. Legile mă vor ocroti. Nu, milord, între noi doi legea n-are ce căuta. Îți închipui cumva că am de gând să folosesc violența față de senioria voastră? Fi liniștit, Godfrey. Ar fi jalnic atunci legile ar interveni într-adevăr, ocrotindu-te cu scutul lor orb. Oare nu pentru asta sunt făcute? Suntem doi frați. Unul din noi este măcinat de viciu. Excese de tot soiul i-au paralizat trupul și mintea. E o ființă nenorocită, fără credință, fără inimă, repudiată de trecutul ei, ducându-și sub un torent de blesteme calvarul unei vieți chinuitoare, atât pentru el cât și pentru ceilalți. Totuși, el este per al Angliei. Celălalt e tânăr, viguros, călit, nepătat, dar nu există loc decât pentru un singur conviv la banchetul privilegiilor politice. El este un nimic. Ce drept, nu-i așa, are el să se revolte sau măcar să se plângă? Ah, ai dreptate, legea îl pândește. Legea îl va strivi dacă va încerca să ridice capul. Legea îi va înnăbuși țipetele dacă va deschide gura. Legea e alături de dumneata, care ai făcut-o. Și ea e tot puternică. Dar, după cum bine știi, milord, eu nu mă plâng și nu atac. Am metodele mele de a acționa metode care respectă întotdeauna, cu scrupulozitate, prevederile legalității. De pildă, sper că senioria voastră va fi de aceeași părere cu mine, nu cunosc nicio lege care să interzică unui englez să deschidă fereastra și să-și zdrobească creierii de asfaltul străzii. Contele își privi buimăcit fratele. Acesta se îndreptă spre fereastră. Dacă mor, va muri și ea. Continuă el încet, fără să se mai adreseze fratelui său. M-am gândit bine. Nu. Oh, nu, nu vreau să o leg de viața mea plină de lipsuri și întuneric. Chiar de-ar fi să o regăsesc prin propriile în forțe, chiar de n-aș avea nevoie de aur ca să o smulg din mâinile răpitorilor ei, tot mi-ar trebui milioanele pe care acest om mi le-a furat ca să o împodobesc și să o arăt lumii atât de strălucitoare, încât lumea orbită să-și plece fruntea în fața ei și să o divinizeze. Milord, continuă el cu glas tare, dincolo de fereastra asta e o mulțime de oameni. Mă auzi? Într-adevăr, în Portland Place se stârnise o animație intensă o mulțime compactă ocupa trotuarele, comentând știrea zilei, tentativa de asasinat de la Q asupra persoanei alteței sale regale, prințesa Alexandrina Victoria de Kent. Lancaster puse mâna pe mânerul ferestrei. E o mulțime avidă și curioasă, milord," urmă Lancaster. N-am fi putut alege un public mai numeros și mai potrivit pentru ultima noastră reprezentație." Pentru numele lui Dumnezeu, ce ai de gând să faci? Întrebă contele ridicându-se pe jumătate. Nu te mișca, milord. Ți-am spus, vreau să o știu bogată și fericită. În plus, ceea ce n-ai aflat încă, această tânără pe care o iubesc nebunește mi-a fost răpită acum un ceas. Răpită de niște oameni de temut și puternici. Da, trebuie să-mi închipui că sunt puternici. Aurul dumitale, aurul meu, Godfrey căci în ultimii 15 ani ți-ai mâncat partea din patrimoniul Lancaster, aurul meu mi-ar fi slujit mai întâi să o salvez, apoi să-i creez un paradis, aici pe pământ. Mă refuzi? O voi răzbuna. Brian răsuci mânerul. Prin fereastra întredeschisă, zgomotul străzii năvălit deodată în salonul lui White Menor. Contele se ridică în nebunii de spaimă. Ia seama, domnule, strigă el, te afli în casa mea, dacă îmi rostești numele în fața acestei mulțimi, cum fără îndoială ai de gând să o faci, însoțit de calomniști și de ultraje, pedeapsa nu va întârzia. Brian se urcă pe pervazul ferestrei. Nu mai înțeles, milord, spuse el cu un calm sfidător. Nu voi pronunța decât un singur cuvânt și acest cuvânt nu va fi numele senioriei voastre. Te întreb pentru ultima oară. Vrei să semnezi obligația pe care ți-o cer? Nu, răspunse White Menor. Ei bine, Godfrey, atunci adio. Îți jur că vei regreta de multe ori acest cuvânt înainte de a muri. Brian se aplecă deasupra străzii. Ce de lume, murmură el, aș paria că sunt peste o mie de oameni. Din acești o mie de oameni, nici unuia nu este necunoscut numele nobilului stăpân al acestei case. Nici unuia nu este străină dușmânia care ne desparte. Căci tu și cu mine am făcut tot ce ne-a stat în putință să devenim celebrii. Parcă spuneai că pui capăt acestei comedii, domnule, rosti White Menor pe un ton provocator și bajocoritor, Căci amenințarea care întârzie să se realizeze dă curaj și celor mai fricoși. Te rog să mă ierți, milord, răspunse curăceală răceală Caut un locșor unde să-mi zdrobesc creierii, dar nu văd nici unul gol. Contele ridică din numeri. Nu-i nicio grabă, spuse el așezându-se la loc. Îți mulțumesc, milord. Cum spuneam senioriei voastre, faptul de a mă vedea zdrobindu-mă de trotuarul din Portland Place nu va surprinde pe nici unul din acești oameni de treabă. Ne cunosc. Cine ar îndrăzni să mă acuze pe mine de un omor? Rostii disprețuitor White Menor. Toată lumea, milord. Dar parcă zăresc un loc gol. Toată lumea spuneam, căci strigătul de disperare al unui muribund e un lucru pe care nimeni nu se gândește să-l pună la îndoială. În durare, strigă contele care înțelese dintr-o dată și rămase ca trăsnit. E o perfidie infamă, Brian. Nu voi aia din aur să-mi zbor creierii? Deci, nici măcar nu-i vorba de o minciună. Nu-i voi atribui niciun epitet jignitor nobilului nume al senioriei voastre. Voi dar mulțimea se înghesuie iar, lor. Trebuie să profit de ocazie. De altfel, vei auzi, împreună cu toată lumea, vorbele pe care am să le rostesc. Brian făcu un gest simulând că se pregătește să se arunce. Stai, strigă White Manor. Ce vorbe? Voi striga? Fieți milă, frate! White Manor căzu în genunchi. Broboane de sudoare îi șiroiau de-a lungul tâmplelor. Milă, răcni el pe un ton sfârșietor. Eu îți cer să-ți fie milă de mine. Paul Feval, Misterele Londrei Partea a patra, Marchizul de Rio Santo Capitolul 4 Un strigoi White Menor era învins. Mintea lui Leneșă întârzia să priceapă, dar în cele din urmă înțelesese sensul cu adevărat cu tremurător al amenințării lui Lancaster. Până atunci nu văzuse în acțiunea fratelui său decât o sinucidere și simțise mai mult bucurie decât durere. Dar această sinucidere avea să-l și pe el, după ce el va fi pus la stâlpul infamiei în ochii oamenilor. Într-adevăr, nimănui nu era necunoscută ura înverșunată și profundă pe care și-o nutreau cei doi frați. Iar Brian, căzând de la o fereastră a casei contelui, strigând în durare, ar fi trecut în ochii tuturor drept victima unui odios asasinat. White Menor trebuie să capituleze. Făgădui că va accepta orice, fie chiar și ruina lui completă, și îl imploră pe Brian cu mâinile împreunate să renunțe la sinucidere. Brian închise fereastra cu același calm cu care o deschise și întinse mâna contelui pentru a-l ajuta să se ridice. Amândoi se îndreptară spre masă, unde White Menor se așeză pe un scaun și își depuse agitat semnătura în josul unei file de hârtie albă. Ține, domnule," spuse el cu glas stins. Acum sunt la discreția dumitale. Ești mulțumit?" Milord," răspunse Brian. Aș prefera ca senioria voastră să binevoiască a scrie deasupra semnăturii o obligație formală. Tremurând, White Menor luă înapoi fila de hârtie și începu să scrie. În timp ce scria cu repeziciune, una din ușile salonului se deschise fără zgomot și Peterson, călcând pe covor cu multe precauții, străbătu o având grijă să descrie o curbă mare în jurul fotoliului lui Lancaster. Veni aproape de stăpânul său, înainte ca acesta să-l fi zărit, și depuse pe masă, în fața ochilor săi, un petic de hârtie pe care se afla un nume fals scris cu creionul. Îndată ce desluși numele, contele își împinse cu violență fotoliul îndărât și privind spăimântat în jurul lui. Se întorc oare strigoii?" murmură el cuprins de oroare. Sau mi-am pierdut capul. Gentlemanul care și-a scris numele pe bilet dorește să vă vorbească numai decât, spuse Gilbert Peterson. Trăiește? Bolborosi White Menor, fără să-și dea seama ce spune. Lui Peterson îi se păru că nu auzise bine și repetă mesajul. Agitația lui White Menor depășise orice limită. Trebuie să-l văd, spuse el în sfârșit, ridicându-se. Trebuie să-l văd numai decât. Oh, Dumnezeu să aibă milă de mine. Gândurile mi se tulbură. L-am văzut murind pe omul acesta. Brian, scuză-mă. Actul, așa cum e întocmit, îți va fi de ajuns să mă ții la picioarele tale ca pe un sclav. Dar am să mă întorc. Am să-l completez ca să mă distrug definitiv. Așteaptă-mă. Pe cinstea mea, și eu am să-mi zrobesc creierii, dar de-a binelea. Se întoarse spre Gilbert Peterson, care l asculta cu o curiozitate uimită și adăugă brusc. unde e omul acela? În salon, milord, răspunse intendentul. Contele se îndreptă spre ușă, cu pas grăbit, așa cum nu mai făcuse de multă vreme. Brian rămase singur. Așteptă un sfert, o jumătate de oră, Contele nu se mai întorcea. Răbdarea nu era însușirea dominantă a lui Lancaster. Ca să-și omoare timpul, se apropie de masă să citească actul început. Privirea ai căzut întâmplător pe peticul de hârtie adus de Gilbert Peterson, pe care citi, scris cu creionul, numele lui Ismay Spencer. Stupefacția și tulburarea îi erau aproape la fel de intense ca ale fratelui său toate acele vagi bănuieli pe care îi le trezise povestirea Suzanei se învățișară deodată în mintea lui. Îl văzu pe conte amestecat în drama tenebroasă de la Goodman's Fields, vru să se repea de afară, să ia parte la întrevederea celor doi. Dar era prea târziu. Contele reapăru surâzând, aproape vesel. Iartă-mă că te-am făcut să aștepți, frate," spuse el. Acum îți stau la dispoziție." Iată ce se petrecuse în salon. Părăsind încăperea în care îl lăsa pe Brian, contele era aproape complet zăpăcit. Sacrificiul nemai auzit pe care fusese silit să-l facă, mânia de atâtea ori ațățată în cursul convorbirii cu Lancaster și tot de atâtea ori înăbușită cu prețul unor mari eforturi, în sfârșit, anunțarea extraordinarei vizite a unui om pe care îl văzuse urcând pe eșafod, al cărui corp inert îl văzuse cu ochii lui legănându-se în funia fatală, toate acestea se învălmășeau în mintea lui chinuită, aducându-l într-o stare vecină cu nebunia. Intră în salon cu o privire fixă și mohorâtă, cu gura deschisă, neavând pe chip alte expresie decât o teamă nedeslușită. Gilbert Peterson venea în urma lui. Dar omul care aștepta în salon nu dorea, fără îndoială, cum nu dorise nici Brian, să vorbească în prezența lui Peterson. Îi ceru de la început contelui să poruncească intendentului să se retragă. Gilbert ezită și se uită la stăpânul lui, dar acesta nu era în stare să-și exprime voința. Personajul care se afla în picioare, în mijlocul salonului, parcă îl împietrise. Se trânti într-un scaun și privi drept înainte cu ochi lipsiți de viață. Tyrell Orbul repetă ordinul încruntându-și sprâncenele. Gilbert nu îndrăzni să-l înfrunte și o porni spre ușă botogănind. Ei bine, White Manor," spuse Orbul, cred că nu te așteptai să mă revezi." Deci, dumneata ești Spencer," murmură mașinal lordul. În persoană, conte." Wild Menor îl cercetă din cap până în picioare, cu o privire neliniștită și plină de teamă. Oh, n-ai decât să mă privești cât vrei, milord, continuă Tyrell, bombându-și pieptul larg. Sunt eu. Aismail Spencer, servitorul dumitale foarte devotat, care, slavă domnului, se bucură de o sănătate de plină și la fel de zdravă ca orice om. Dar îngăimă lordul. Așa se miră toată lumea. Îl întrerupse Tirel, trăgând pe el un fotoliu aproape de conte. Dar, dar, am devenit un fel de animal ciudat, pe când, de când am fost pânzurat. Totuși, milord, nu-i nimic surprinzător în cazul meu. Doctorul Mur m-a vizitat la închisoare și mi-a făcut o mică incizie la gât, folosind pentru susținerea pereților acestuia un tub mic. Operația asta are un nume foarte bizar. Faringotomie, mi se pare. Când funia mi-a strâns gâtul, respiram pe subia, grație inciziei. Dar asta nu-i nimic, milord. Doctorul a mai făcut ceva. Ți-l recomand călduros pentru iscusința lui. Incizia nu putea să împiedice o eventuală congestie cerebrală. Mur mi-a spus, ar trebui ca în momentul critic, chiar în acel moment, mă înțelegi, nu mai înainte, să simulezi o izbucnire de bucurie. Era destul de dificil, White menor, Nu găsești? Chiar în fața eșafodului, lângă sicriul deschis care îți așteaptă cadavrul, nu poți. Tyrell zâmbea, dar era palid. Ei bine, continuă el cu cinism. Tot frământând ne creierii, mur și cu mine, am găsit un mijloc de a sfida spânzurătoarea și de a lua un aer fericit cu ștreangul de gât. Exista în mulțime un ticălos nenorocit pe care îl tratase mult timp ca pe un sclav și care în cele din urmă mă trădase. Roboem, ăsta era numele lui. Milord, se căia amarnic pentru răul pe care mi-l făcuse. Eram sigur că, dacă îl voi striga, va trece peste orice obstacol pentru a se apropia de mine. Doctorul îmi dăduse un pumnal. În clipa supremă l-am strigat pe Roboem el s-a avântat spre mine și... l-am ucis. Contele își exprimă printr-un gest oroarea. Faptul acesta a dat un impuls puternic circulației sângelui meu, milord, continuă Tyrell. Trapa se clătina și am fost pânzurat în momentul cel mai potrivit. Trebuie să recunosc, diavolul de Roboem mi-a fost foarte util. Și cu ea ce s-a întâmplat? Întrebă în șoaptă Contele oarecum timid. Cu ea? Ah, milord, despre asta vom vorbi altă dată. La naiba, povestea ar fi lungă și ne-ar îndepărta de la subiect. Mai trăiește? Îl întrerupse contele. Dacă senioria voastră îngăduie, îi voi spune totul în legătură cu ea în altă zi. După cum știți, era foarte sănătoasă, dar, adesea, tinerele se ofilesc deodată ca și florile. A murit Ismail. Sunteți curios, White Manor, declara Tyrell, cu un ciudat accent ironic, ca un tată bun care și-a pierdut copilul. Răbdare, vă rog să nu ne ocupăm astăzi de aceste nimicuri. Am venit pentru altceva. Dar spune-mi măcar un cuvânt, unul singur, stărui contele. A murit, început Tirel. Contele scoase un suspin echivoc care poate fi foarte bine luat drept un oftate ușurare. Dacă mai trăiește cumva, termină orbul râzând, să fiu spânzurat a doua oară dacă știu ceva. Dar să vorbim serios. De un an, milord, am devenit om de treabă. Onorez West End ul cu vizitele mele foarte frecvente și dacă n-ați trăi ca un pustnic, ați fi avut de mai multe ori plăcerea să mă întâlniți în saloanele cele mai elegante. Acolo lumea mă cunoaște sub numele de Sir Edmund Mackenzie. Un gentleman onorabil, milord, bucurându-se de o oarecare avere, blând, sociabil, inofensiv, care a avut nefericirea să-și piardă vederea în Lehor, de unde descinde în linie directă, căci am uitat să vă spun, milord, sunt orb. Ochii lui Tyrell, care în cursul primei părți a acestei întrevederi păreau să se bucure de o mobilitate foarte obișnuită, deveniră deodată cenușii și lipsiți de viață, având fixitatea apăsătoare a ochilor atinși de orbire. În ciuda aerului ironic cu care Tirel pronunțase cuvintele sunt orb, contele se prinse în cursă și spuse silide de împrejurări. Te plâng, Spencer, te plâng! Sir Edmund, vă rog, milord, spuse Ismail, rotindu-și pupilele cu o surprinzătoare agilitate. Cât despre compasiunea dumneavoastră, vă mulțumesc, dar n-am ce face cu ea. Orbirea mea nu mă împiedică să văd trista schimbare pe care a suferit o a suferit-o senioria voastră. Prin urmare, nu ești orb? Aveam nevoie de o mască, milord. Nu cunosc o metodă mai bună de a observa lucrurile care scapă celor mai clar văzători decât aceea de a fi orb. Dar să revenim la dumneavoastră. Într-adevăr, White Menor, nu mai sunteți decât umbra celui care ați fost. Sufăr mult, spuse contele posomărât. Asta se vede, milord. Aș pune rămășag că diavolul ăla de Brian. Brian, repetă contele, ale cărui trăsături se contractară. E acolo, mă așteaptă. Ah, Ismail, ai rostit numele călăului meu. Tyrell își frecă mâinile. Ah, e dincolo, murmură el. Tu cunoști bine tristele taine ale vieții mele, Ismail!" urmă lordul, lăsându-și descurajat capul în piept. De altfel, ce rost mai are să vorbesc? Omul ăsta m-a învins. M-a ruinat. Ruinat? întrebă Tyrell, ciulindu urechile. M-a constrâns să semnez un act infam, exclamă White Menor, pe un ton jalnic, aproape plângăreț un act care mă despoaie și face din el moștenitorul meu în viață. Tyrell trase aer în piept. Nu mai spuneți, exclamă el oarecum nepăsător. Și mai departe? Ce vrei mai mult, Spencer? Mai trebuie să adaug câteva rânduri pe acel act. Sunt ruinat. Vai, milord, murmură Tyrell cu voce năbușită, dar vibrantă așa că le-ați cuvânta pe Dumnezeu dacă fratele dumneavoastră s-ar prăpădi în seara asta de o moarte subită? White Menor își ascunse capul între mâini. Nu, 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 spuse el de trei ori cu dinții strânși de furia care era pe cale să izbucnească. Are o viclenie drăcească, Aismail, mâinile mi-s legate. Mă tem de moartea lui că ce-ar arunca asupra capului meu o acuzație de asasinat. Da, de unde?" spuse Tyrell. La Londra, morții sunt dați repede uitării. Dar poate ați prefera ca Dumnezeu să-i lase trupul să trăiască și să-i ia numai mințile?" să nebunească!" Brian, nebun!" strigă contele ridicând mâinile fericit. Oh, aș da jumătate din zilele care mi-au mai rămas!" Astea-s fleacuri, White Manor, îl opria Ismail. Mai bine precizați, limpede și răspicat. Aș da atâtea lire sterline. Jumătate din averea mea, Spencer. Banalități, milord, vi se cere o cifră. Aș da, dar sunt nebun că te ascult, Ismail. Nebun să cred că un om are puterea de a impune altuia demența. Trebuie să mă întorc la Brian, care probabil a devenit nerăbdător și pe care am toate motivele să-l menajez. Dacă vrei să-mi spui ceva, grăbește-te. Vreau să vă spun, Milord, că tocmai pentru a sta de vorbă cu senioria voastră despre Brian de Lancaster, am venit astă seară în Portland Place. Aveam într-adevăr să vă propun o afacere. Cât despre chestiunea de adineauri, nu insist, deoarece o sumă prea mare ar necesita un contract și dumneavoastră ați putea face ușor să vă puneți la adăpost prin inviolabilitatea demnității de per deși identitatea mea de om spânzurat nu mi-ar lega mâinile. Prin urmare, vă cer pur și simplu 4.000 de lire bani gheață. Pentru ce? Pentru nebunia lui Brian de Lancaster. Contele ridică din numeri nerăbdător. Milord, spuse Spencer, nu suntem copii. Aduceți bannotele și vă voi da toate explicațiile. Vorbesc foarte serios, Gravitatea lui Tyrell făcu o oarecare impresie asupra lordului. Omul care se neacă nu încearcă adesea să se agațe și de un pai în stare să susțină abia suta parte din greutatea corpului său? În loc să apeleze la rațiune, White Menor încercă să se îmbete cu perspectivele bizare pe care îi le oferea Icemail. Respinse meditația și, mulțumit că are posibilitatea să mizeze totul pe o șansă, Oricât de slab ar fi fost ea, agită un clopoțel. Peterson apăru și primi ordinul de a aduce portofelul stăpânului său. Milord, continuă Icemail, când rămase din nou singur cu contele, și preluă banknotele etalate în fața lui. Orice om care se bucură de plenitudinea facultăților sale poate fi izolat ca nebun. Este un punct de plecare fecund, care merită singur cele 4000 de lire. Fruntea lui White Menor se însenină. E adevărat, spuse el, dar va fi nevoie de timp. Mai mult sau mai puțin. Pentru orice e nevoie de timp. Nouă ne este de ajuns o oră. Te-ai și gândit la asta? Mă gândesc de când s-a înserat, Milord. Mai mult de atât, eu acționez. La ora când vă vorbesc, Brian de Lancaster se și află în drum spre Bedlam. Bine, dar e acolo un salon, îl întrerupse White Menor, care luase ad literam metafora oaspetelui său. Un surâs de compătimire ironică se ivi pe buzele lui Tyrell. Salonul senioriei voastre, murmură el, nu-i decât o etapă în drumul spre Bedlam. Mențin ce am spus. Milord, ascultați-mă. Azi dimineață, un maniac a pătruns în castelul regal din Q și a tras, după cât se spune, cu pistolul asupra prințesei Victoria. Contele și-a dus aminte de vocile zgomotoase care se auzeau în salonul său în momentul când Lancaster deschisese fereastra și care toate comentau această întâmplare stranie. Am auzit vorbindu-se despre asta," spuse el, și cred că ghicesc unde vrei să ajungi. Dar cum se poate stabili că Brian Brian a avut singur grijă de asta, Milord. Îl întrerupse Tyrell, căci el este omul care a pătruns azi dimineață în castelul din Q. El a tras asupra prințesei? N-a tras asupra prințesei, dar s-a încăierat cu străjile. A escaladat zidurile terasei, toate astea pentru a lua cu asalt sera japoneză și a culege de acolo o camelie albă cu reflexe de azur. Ești sigur că este vorba de el?" Întrebă contele, căruia o speranță aprigă îi electrizase în inerția. Absolut sigur, milord. White Menor se ridică brusc. Trebuie să trecem la acțiune, strigă el, să-l denunțăm, să cerem arestarea lui. Stați liniștit, milord, îl domoli Tyrell. Senioria voastră a și făcut tot ceea ce trebuia să facă și, la cererea sa, 12 polițiști se află acum la ușa acestei vile. La cererea mea, băigui contele uimit. asta e doar un amănunt, milord, continuă Spencer. Timpul mă presa și nu știam dacă senioria voastră va fi de acord. De aceea am luat unele măsuri. Știți, White Menor, mă pricep să imit, cu oarecare precizie, tot felul de iscălituri. Am scris în numele dumneavoastră comisarului Poliției Metropolitane, l-am anunțat cu toată mâhnirea de rigoare că scumpul meu frate, Brian de Lancaster, a nebunit și smintea lui a pus în primejdie o persoană regală. În consecință, pentru a se evita nenorociri incalculabile, i-am cerut să acționeze cu mână forte. Admirabil, strigă contele, îndreptându-se în grabă spre Tirel, căruia îi strânse mâna într-o adevărată euforie. Oh, de data asta le-am la mână și, ca și el, voi fi neîndurător. Spencer, prietene, ești salvatorul meu. Voi dubla, voi tripla suma făgăduită. Mulțumesc, senioriei voastre, și îmi voi îngădui până atunci să bag în buzunar prima parte, spuse Tirel. Acum duceți-vă și întocmiți până la capăt actul despre care vorbeați adineauri. Lăsați-vă spoliat fără teamă, milord, veți avea un strașnic atu împotriva internatului de la Bedlam, internat al cărui nume va fi ținut secret, căci am aranjat în așa fel lucrurile încât să fie tratat ca un nebun de vază. Sfârșitul capitolului 4. Aceasta este o înregistrare audio.eu. Pentru mai multe informații sau dacă dorești să te oferi voluntar, vizitează www.cărțiaudio.eu. Toate înregistrările Cărțiaudio.eu sunt din domeniul public. Paul Feval, Misterele Londrei Partea a patra, Marchizul de Rio Santo Capitolul 5 La Bedlam cu aceste cuvinte, Tyrell se despărți de conte și coborâ în stradă unde polițiștii se amestecaseră cu mulțimea. Lângă trotuar, în fața intrării, un inspector de poliție și un medic așteptau într-o trăsură închisă în spatele căreia se aflau doi polițiști. Tyrell privi satisfăcut pregătirile acelea minuțioase. Brian nu mai avea cum să-i scape, iar contele prevenit n-ar fi îndrăznit să-și nege semnătura. Cât despre cele patru mii de lire, Tirel le socotea doar un acont asupra dărniciei viitoare a senioriei sale, căci White Menor, descotorosindu-se de Brian, nu îndepărtă pe cel mai periculos inamic al seifului său. Tirel avea împotriva contelui o poliță de care se gândea să facă uz la timpul potrivit. Un singur lucru îl nemulțumea, Mulțimea aceea răspândită peste tot în Portland Place. Era important pentru planul său ca Bedlam să însemne mormântul lui Brian de Lancaster. Or, pentru aceasta, arestarea lui trebuia să se producă în taină și fără zgomot. Să ordone polițiștilor evacuarea străzii. Ar fi fost o măsură caragioasă. N-avea nici dreptul, nici motive. Tyrell făcu câțiva pași pe trotuar, măsurând cu privirea lui atentă, în toate direcțiile, gloata guralivă și turbulentă. Zări curând figura bravului capitan O'Krane. Tyrell se duse drept la el și îi șopti câteva cuvinte la ureche. Mi de tunete!" îngăimă pe Eddie, cuprins de o evidentă indispoziție. Tyrell se îndepărtase fără să mai aștepte răspunsul. Ca de obicei, capitanul n avusese nici măcar satisfacția de a-l vedea pe omul care i-a aruncat să o poruncă misterioasă, însoțită de faimoasa parolă, gentilomii nopții. Ce ți-a spus omul acela o întrebă Mrs. Barnett. Mi-a spus aghiuță și coarnele sale, replică Paddy, pentru numele lui Dumnezeu, doamnă. În locul tău mi-ar fi rușine să mă arăt atât de curioasă, Dorothy, inimioara mea, fir-al să fie. Mi-a spus mii de trăznete. E un frig furisit o hrein. Dumnezeu să te binecuvinteze. După acest răspuns diplomatic, profitând de talia sa înaltă ca de un observator natural, își plimbă mai privirea în jur. A furit senie, el. Va trebui să joc eu însumi rolul de palavra jaică, fiindcă nu văd pe nimeni din ai noștri. Mii de trăznete. Nenorocire ne ar Dumnezeu să ne bată. Rosti sub el o voce ascuțită de copil. Bună, căpitane O'Crane, luam ar dracul. Mâna lui Pedi se lăsă brusc și apucă un umăr jigărit ce aparținea gentlemanului Snail, care își plimba în Portland Place, nevasta, pe ca Megi, în cizme cu o fustă țipătoare, o vestă bărbătească și o pălărie de epaie peste o bonetă de muselină groasă. Megi. Megi, tăcută și demnă, ca de obicei, își ținea pipa stinsă între dinți și nu participa deloc la zarva publicului. Păi bine, păi bine, capitane, strigă Snail. Așa te porți cu un om cum se cade? Trăsnim, ar să mă trăznească. Fulgerul ar trece pe lângă tine fără să te vadă Snail. Jalnică haimana, bunul meu prieten, răspunse capitanul, dar sunt încântat să te găsesc aici, chiar sub mâna mea mii de trăznete. Căci, copil nenorocit, ești tare dibaci pentru anii tăi și tocmai aveam nevoie de tine. Ascult aici. Snail se înălță, Pedi se aplecă. Această dublă mișcare îi aduse aproape la același nivel. O să-ți dăm o nouă dovadă de încredere, pișpirică, fiule. Continuă capitanul luându-și o mutră serioasă. Se pare că lor zi nopții au nevoie ca strada să fie golită de lume. Pentru ce? întrebă Snail. 500 de blesteme. Lipitoarea furisită, scumpul meu copil, ghiosticălos, să mă curețe holera dacă n-aș avea chef să te trag de urechi până ți-ar da sângele. Bună megi, papa Rudo, fata mea! Cât despre tine, Snail, băleguță de noroi, într-o bună zi am să te îmbogățesc, că ce ai stofă, sămânță de bandit. Frumușică megi, îl întrerupse Snail, Auzi ce drăguț vorbește capitanul despre soțul tău? Mai bine astupă-ți urechile, Megi, dacă ești frumoasă, cum spune sul ăsta flecar, mii de trăznete. Sau nasoală, cum se vede de la o poștă, trăznim ar Dumnezeu. Dacă vrea, pe toți dracii, poate. Ascultă, Snail, trebuie să împrăștiem de aici pe toți gură cască ăștia și pe cumetrele lor și ca să ne iasă paciența, nu văd altceva mai bun de făcut decât să răspândești zvonul că ticălosul despre care vorbesc ziarele de seară a fost arestat. Asasinul prințesei? În tocmai pipoașcă împuțită. Ici, colo, prin mulțime, trebuie să se afle membrii ai familiei. Cheamă-i cotoiul dracului și spunele. În regulă, capitane, în regulă, trăsni mar Dumnezeu. Îl întrerupse Snail sigur de el. Am înțeles. E un fleac. Dar pentru oboseala mea, mii de trăsnete. Să-mi spui unde s-a păsat elefantul de la circul din Estli. Mâna capitanului se încleștă pe umărul lui Snail, care scoase un țipă de durere și dispăru numai decât în mulțime. În clipa următoare se auziră două-trei miorlăituri stridente. În mulțime se produse rumoare. Oamenii o porniră în direcții diferite, apoi, din 20 de locuri, se auzi în același timp un singur strigăt. În Hay Market!" Se împresoară casa asasinului în Hay Market. Trei minute mai târziu, parcă un vânt prevestitor de furtună ar fi subflat prin Portland Place, măturând din calea lui toate palavrajoaicele grăsane și cu metrele slăbănoage. Lumea se îndreptă alergând, îmbrâncindu-se, țipând spre Regent Street, pe stradă nemai rămânând decât polițiștii uimiți. În depărtare se mai zărea încă silueta deșirată și țeapăna a capitanului, ori de câte ori trecea pe sub un felinar. El încheia plutonul, neputându-se hotărât să dea un ritm mai accelerat pasului său obișnuit. Hai odată, Mr. O'Crane! Hai, pentru numele lui Dumnezeu!" Îl îmboldea în zadar, Mrs. Barnett, încercând să-l zorească. O să ajungem prea târziu să vedem cum îl arestează pe esmintit. Inimioara mea, răspundea calm Paddy, nu mă trage așa de braț, te rog, îmi rupi costumul albastru, al să fie. Vezi tu, scumpă doamnă, mii de nenorociri. Doroti, iubirea mea, o să ajungem când o să putem dacă Jedediah Smith nu-i cel mai fățarnic ticălos din câți cunosc. Cât despre Snail, năpârca spurcată, aș vrea să am un băiat ca el, Scaraoțchi și coada lui, doamnă. În timpul acesta, contele de White Menor revenise în salonul în care l-aștepta Brian de Lancaster. Cum spuneam, în clipa când contele trecea pragul, Brian tocmai citea numele înscris pe peticul de hârtie adus de intendentul Peterson și se afla încă sub influența emoției. La primele cuvinte ale fratelui său, răspunse brusc. L-ai văzut pe Icemail Spencer, milord?" Contele fu luat prin surprindere. Eu?" se bâlbâi. Eu, uh, uh, bine, dar omul al cărui nume l-ai rostit a murit acum un an." Lancaster luă biletul de pe masă și îl întinse lui White Menor. E adevărat, murmură acesta din urmă, după o tăcere, încurcat. L-am văzut pe Ice Spencer. Îmi este oare îngăduit să o întreb pe senioria voastră, continuă Brian, ce fel de relație are cu acest om? Asta nu îngădui nimănui, domnule, răspunse contele încercând să-și ascundă tulburarea sub aparența unei demnități rănite. Milord, spuse Brian pe un ton grav și trist, mă văd siliți să insist asupra acestui punct. Crede-mă, repet întrebarea, nu ca să o jignesc pe senioria voastră. Nu voi răspunde la această întrebare, domnule. Sau mai bine spus, Ei bine, da. Întrucât astăzi seară ții să mă înclin în fața tuturor capricilor dumitale năstrușnice, consimt să-ți spun că m-a interesat situația bizară și disperată a unui nenorocit pe care hazardul l-a sustras urmărilor obișnuite ale pedepsei supreme. Eu... Uh, destul, milord, îl întrerupse Brian cu o răceală severă. Ca să dau crezare cuvintelor senioriei voastre, ar trebui să uit uimirea pe care ai avut-o văzându-i numele înscris pe bilet. Contele își mușcă buzele. Mă rog, domnule, strigă el, cuprins de un irezistibil la N-ai decât să-ți adresezi întrebările lui Ice Mail Spencer însuși, căci îl vei vedea în curând. Aceste cuvinte ale senioriei voastre seamănă amenințare, spuse Brian, ațintind asupra contelui privirea lui aprinsă și scrutătoare. O amenințare, se potoli White Menor, părăsind deodată aerul său iritat pentru a-și relua o mască de bonomie supusă. Știi bine doar că ar fi o nebunie din partea să te ameninți. Am spus exact ceea ce am vrut să spun. Adică, în curând îl vei întâlni pe Ismail Spencer. Și acest lucru e foarte simplu, Brian, căci așteaptă în stradă. Ce așteaptă, Milord? întrebă Lancaster văzând șovăirea contelui. Așteaptă... Doamne, n-am niciun motiv să ți-o ascund. Brian, așteaptă ca întrevederea noastră să ia sfârșit, pentru a se reîntoarce, fiindcă mi s-a părut adineaur că te vei impacienta și l-am amânat până după plecarea dumitale. Brian se ridică imediat. Este o atenție pentru care ar trebui să-ți mulțumesc, milord, spuse el, dar rogu-te, binevoiește a-ți manifesta bunătatea până la capăt, terminând acest act numai decât. Nici nu-ți poți închipui cât de nerăbdător sunt să dau ochii cu Ismail Spencer. Contele nu se lăsă mult rugat. Se așeză imediat la biroul său, străduindu-se cu greu să-și ascundă zâmbetul fericit sub aerul de proastă dispoziție care era necesar în clipa când semna un act echivalent cu cedarea tuturor bunurilor sale. Prin două trăsături de pană, desăvârși contractul. Dragă frate," spuse el cu o resemnare destul de bine jucată, poate că ai abuzat de avantajele dumitale," dar Dumnezeu ne va judeca pe amândoi. Facă-se voia lui, milord, răspunse Lancaster. Sper, urmă contele, că de aici înainte vei fi clement față de mine și nobilele doamne din West End vor încerta să mai istorisească triumfătoarele dumneavoastră eccentricities. Sper că a fost ultima bătălie. Asta depinde de dumneata, milord. Până ne vom revedea, frate, Brian salută și ieși. Contele respira adânc și se duse lângă fereastra prin care Brian voise să se arunce pe asfaltul din Portland Place. Se aplecă repede și privi în jos. În aceeași clipă, ușa de afară se deschise și Brian coborâ treptele intrării. La capătul lor se afla Tyrell Orbul. Brian îl recunoscu numai decât. De asemenea, își dădu imediat seama că oamenii care înconjurau casa fratelui său erau polițiști. Minunat întâmplare, spuse el cu glas tare. Domnilor, vă cer să puneți mâna pe acest om. Spunând cuvintele de mai sus, îl apucă pe Tirel de Guler. Ofițerul de poliție și medicul scoaseră capul din trăsură. Ați văzut și dumneavoastră, spuse Tirel. Nu mai încape nicio îndoială. Faceți-vă datoria, o clipă, replică ofițerul de poliție. Domnule, adăugă el, adresându-se lui Brian, pentru care motiv cereți arestarea lui Sir Edmund Mackenzie? Să vedem ce va răspunde, murmură medicul expert. Presupun, domnule, spuse Brian, că aveți dreptul să-mi adresați această întrebare? Drace, bodogăni medicul. Nu prea apare nebun. Sunt magistrat, domnule, răspunse ofițerul de poliție. În cazul acesta, continuă Lancaster, vă voi aduce la cunoștință, domnule, că omul căruia i-ați atribuit numele de Sir Edmund Mackenzie este un scelerat din cei mai nemernici, făcând parte dintr-o bandă de hoți. Acum v-ați lămurit, sper, îl întrerupse Tyrell. E nebun, spuse medicul. Polițiștii se apropiară de Brian. Aveți dovezi pentru ceea ce afirmați, domnule? Întrebă magistratul. Datoria dumneavoastră, domnule, este să-l arestați pe acest om, răspunse Lancaster calm. Dovezile privesc justiția regatului și nu pe funcționarii poliției. Drace, drace, mormăie iar medicul. La urma urmei s-ar putea să nu fie deloc nebun. De altfel, urmă Brian, omul acesta se află în afara legii, căci a scăpat, printr-un șiret lic sau printr-o întâmplare, de sancțiunea justiției umane. Acest om a fost spânzurat. Un hoho de râs al lui Tyrell, la care se alătură curând ilaritatea zgomotoasă a polițiștilor, îl întrerupse brusc pe Lancaster. Hotărât lucru, e nebun. Rosti peremptoriu medicul nebun de legat, spre nefericirea familiei noastre, strigă de la fereastra sa contele de White Menor. Făceți-vă datoria, spuse magistratul, instalându-se în trăsură. Polițiștii se năpustiră toți deodată, dar vocea lui White Menor îl prevenise asupra capcanei pe Brian, care, dându-i drumul lui Tyrell, urcă dintr-un salt treptele din fața intrării. Brian de Lancaster era un boxer extraordinar. Primii polițiști care încercară să pună mâna pe el fură a până în capătul scării de pumnul lui zdravă în care izbi ca o ghiulea de plumb. Alții trecură la asalt și căzură, la rândul lor, cu chipul însângerat și stomacul făcut praf. Ori de câte ori pumnul lui Brian intra în acțiune, ori de câte ori brațul lui musculos se întindea ca un resor de metal, un om era zvârlit pe trotuar și nu se mai ridica. Pe măsură ce asediatorii își dădeau seama de inferioritatea lor, elanul le scădea. Tyrell era silit să îi împingă de la spate, iar medicul, urmărind lupta cu mult interes, repeta mereu. Drace! Drace! Ce lovituri! În definitiv, nu m-ar mira să nu fie nebun. În josul scării nu mai erau decât cinci polițiști și niciunul dintre ei nu mai îndrăznea să-l atace pe Brian. Tyrell spumega de furie, White Menor tremura la fereastră. Brian își încheie nasturii de la haină. Era evident pentru toți că avea de gând să se avânte înainte și să-și croiască drum. Polițiștii care mai rămăseseră valizi se dă la o parte nemai vrând să Tyrell le luă locul. Milord și frate strigă în clipa aceea Lancaster, întorcându-se spre fereastră. Capcana a fost bine pusă la punct. N-ai reușit, dar nu-i vina dumitale. În ce mă privește, nu pot să mă acuz de ingratitudine. Contele încremenise de spaimă. Faceți loc, continuă Lancaster, începând să coboare încet treptele, tot timpul în gardă și ținând în frâu cu privirea pe polițiștii îngroziți. Dă-te la o parte, Icemail Spencer, sau te ucid. Tyrell nu se clinti. Își strecură mâna dreaptă, între vestă și cămașă. În clipa aceea se deschise încet ușa casei lui White Menor. Un om se strecură, târându-se pe trepte. În momentul când Lancaster ajunse în fața lui Tyrell și se pregătea tocmai să lovească, omul acela îi apucă genunchi și îl făcu să se clatine. Polițiștii se repeziră numai decât la Brian și îl legară într-o clipită. Omul care se furișase pe scări se ridică în picioare. Era intendentul Gilbert Peterson. Tyrell își scoase mâna din sân. Fără acest incident neașteptat, nu și-ar fi retras-o și Brian ar fi făcut cunoștință cu lama pumnalului pe care Spencer îl purta tot timpul la el. Brian, legat zdravân, fu împins într-o între magistrat și medic, care, gândindu-se bine încă o dată, îl declară atins de nebunie. La Bedlam, porunci magistratul. O voce ciudată coborâ de la fereastra unde se afla White Menor, repetând, printre sughițurile unui râs demențial. La bedlam cu el, la bedlam cu el. Trăsura o porni în goană. Tyrell și Peterson intrară împreună în casă și pătrunseră în salon. White Menor, cu privirea rătăcită, cu fața congestionată, se agita frenetic în mijlocul camerei și se învârtea pe loc într-un soi de dans grotesc. La bedlam cu el, la bedlam cu el. Tyrell și Peterson se instalară fiecare într-un fotoliu și începură să-l examineze cu curiozitate. În lipsa lui Brian de Lancaster, spuse în sfârșit Tyrell, cine urmează la rangul de per de White Menor, domnule intendent? Onorabilul Algernon Murray, Danverney Castle, vărul primal al senioriei sale, răspunse Peterson. Ei bine, domnule intendent, urmă Tyrell, în schimbul serviciului pe care mi l-ai făcut, îți voi da un sfat bun. Ascultă ce ți spun. Du-te încă în seara asta și fă puțină curte onorabilului lui Elgernon Murray din Verney Castle. Vărul primar al senioriei sale, căci Brian de Lancaster nu va mai ieși de la Bedlam, iar contele de White menor va intra acolo mâine. Chiar crezi că a înnebunit? întrebă intendentul. Înainte ca Tyrell să apuce a da un răspuns, contele scoase un ultim hohot de râs. Apoi, epuizat, căzu pe covor repetând. La bedlam cu el, la bedlam cu el, la bedlam cu el. Sfârșitul capitolului 5 Paul Feval, Misterele Londrei Partea a patra Marchizul de Rio Santo Capitolul 6 Mica Irlandă în 1820, cu 20 de ani înainte de perioada în care se petrece această povestire, exista la Londra, în cartierul St. Gil, o familie săracă, alcătuită din patru membri: doi copii, tatăl și mama. Tatăl se numea Mr. Christian O'Brien. Era un gentilom irlandez, a cărui familie avusese odinioară o situație strălucită în provincia Connacht. Bunurile sale, ca și ale atâtor altora, trecuseră încetul cu încetul în mâinile unui lord protestant căruia, în vremea din urmă, Christian O'Brien îi fusese arendaș. Se știe ce viață deplorabilă duc arendașii din Irlanda. Mr. Christian O'Brien, mulțumindu-se cu puțin și muncind mult, reușise până atunci să asigure existența familiei și să dea fiului său un dram de educație, deoarece, pe lângă beneficiile fermei sale, poseda încă un mic petic de pământ, viată rămășița averii strămoșilor. Într-o bună zi, îi trecu prin cap intendentului lordului, care, bineînțeles, își cheltuia rentele irlandeze la Londra, să conteste lui O'Brien dreptul la peticul de pământ ce reprezenta toată averea lui. A avut loc un proces. Ar fi greșit să se spună că în Irlanda justiția are două talere și două măsuri. Ea nu are nici talere, nici măsură, sau, mai bine spus, balanța ei, invariabil înclinată de partea Angliei, lasă întotdeauna gol talerul indicând Irlanda. Cazurile se rezolvă printr-o simplă întrebare – Ești protestant? Nu. Ești vinovat? Da. Poți să iei orice, să agonisești, să jefuiești. Intendentul lordului obținu câștig de cauză, iar Mr. O'Brien fu izgonit de pe pământul care îi hrănea copiii. Cum Mr. O'Brien avusese nemaipomenita nerușinare de a intenta un proces lordului său, nu i s-a mai înnoit contractul de arendă și, într-o bună zi, s-a trezit azurlit în stradă. Christian O'Brien plecă la Londra cu puțina lui agoniseală și se stabili împreună cu soția și copiii în Buckridge Street, în centrul parohiei St. Gilles, a cărei mizerie a devenit vestită, mânjind ca o imensă pată de noroi cartierele cele mai opulente ale Londrei comerciale saint Giles, cartierul supranumit Mica Irlandă, ca și cum numele Irlandei ar trebui în mod fatal alăturat oricărui exces de mizerie, se află în apropiere de Soho Square și piața Bedford, între bogata Holborn și nobila Oxford Street. Mr. O'Brien ocupa o casă mai puțin dărăpânată decât celelalte și micile sale economii îi erau suficiente spre a-i asigura pentru multă vreme un soi de bunăstare relativă. Era un om slab, dar inimos. Își întemease toate speranțele de salvare pe popasul temporar la Londra. După o lună știa la ce se putea aștepta și de atunci o descurajare profundă pusese stăpânire pe el. Un singur lucru mai putea să îl trezească la viață. Gândul la Irlanda. Speranța de a trece din nou canalul saint George, Dar era prea târziu. Christian O'Brien își terminase toate economiile. Nu mai avea nici banii necesari pentru drum. Mrs. O'Brien, o femeie blajină și muncitoare, a cărei viață monotonă era aservită întreținerii unei gospodării modeste, nu vedea decât prin ochii soțului ei, nu și iubea decât bărbatul și copiii. Fica ei, Elizabeth, veselă, voioasă, suruzătoare, constituia bucuria domnului O'Brien, a cărui frunte tristă nu era înseninată decât de zâmbetele frumoasei Betsy. Betsy avea 16 ani. Ultimul membru al familiei, despre care n-am vorbit încă, era un băiat de 18 ani, idolatrizat de Mrs. O'Brien, dar nu prea prețuit de stăpânul casei. Nu se poate spune, totuși, că acesta nu-și iubea deloc fiul, căci, în măsura posibilităților sale, se ocupase asidu de educația lui. Copilul avea însă un temperament ciudat ale cărui neașteptate manifestări de temeritate îl înspăimântau pe bravul irlandez, care uneori regreta amarnic că un băiat atât de frumos nu gândește ca toată lumea. Fiul lui Christian O'Brien se numea Fergus. În întreaga Londra n-ai fi putut întâlni un chip mai frumos pe un trup mai bine clădit. La cei 18 ani ai săi, când virilitatea nu și a pus încă amprenta pe conturul liniilor avea frumusețea aceea juvenilă și senzuală pe care cuvântul latinesc formosus o descrie complet și inimitabil. Mai mult decât atât. Sub grația evidentă a liniilor sale se întrezărea o extraordinară vigoare în dezvoltare. Buclele părului său bogat acopereau pe jumătate o frunte regească plină de voință, de forță și de gânduri. În sfârșit, ansamblul trăsăturilor sale, sculptate atât de delicat încât cele mai fermecătoare ladies le-ar fi putut invidia, avea dincolo de o aparență poetică și visătoare o expresie de inteligență profundă amestecată cu o mândrie fără limite. O vreme, Fergus își ajutase tatăl la muncile mai puțin grele ale fermei, apoi fusese însărcinat să se ocupe de procesul intentat de omul de afaceri al lordului. La Londra, dintre toate meseriile ce i-au fost oferite, a preferat-o pe cea de corector, angajându-se în această calitate la uriașa tipografie Belgiurs and Monk de pe Oxford Street. Aerul Londrei, atât de apăsător pentru domnul și doamna O'Brien, părea din potrivă să fi dat un impuls nou celor doi copii ai lor. Betsy lucra și cânta voioasă cât era ziua de mare în fața ferestrei, iar seara se ducea să-și ducă fructul muncii la o casă de mode din High Holborn. Niciodată nu fusese mai mulțumită. Cât despre Fergus, și el muncea cu plăcere, citea în orele libere și, încă din a doua lună a șederii sale în Anglia, începu să câștige ceva bani. La drept vorbind, el era singurul susținător al familiei, căci însușirile lui Mr. Robrin deveniseră absolut inutile la Londra. Speranța părinților era că, prin Fergus, să strângă suma necesară pentru întoarcerea în Irlanda. O vor lua cu ei pe Betsy, care se va căsători acolo cu un catolic cinstit se vor ocupa de o fermă în vreme ce Fergus, nepricepându-se deloc la muncile agricole, părând însă bietul băiat să se descurce doar când era vorba de cărți și alte fleacuri, urma să rămână la Londra, unde Dumnezeu îl va ocroti. Dar banii pe care îi puteau economisi erau tare puțini. Mr. O'Brien suferea de nostalgia ținuturilor sale, atât de ucigătoare pentru irlandezi, iar Mrs. O'Brien, printr-o ciudată afinitate, încerca aceleași sentimente. Trecuseră mai bine de 20 de ani, de când bucuriile ca și suferințele soțului erau și ale ei. Fergus, înțelegând numai decât, cu o intuiție neobișnuită pentru vârsta sa motivele tristeții care plana asupra casei părintești, își dublă eforturile. În perioada aceea, tatăl lui începu să-și dea seama vag de calitățile, de comoara de vigoare și bunătate închisă în inima fiului său. Caracterul bătrânului căpătase un aspect sumbru și vindicativ. În zilele mai fericite, când vorbea despre Anglia, încerca mărăciunea irlandeză și ura firească a omului oprimat, dar mărăciunea ca și ura îi erau atenuate de preocupările de fiecare zi, Ardoarea temperamentului său, cheltuindu-se în muncă. Totuși, timpul petrecut la Londra, ceasurile de izolare forțată și de suferințe, dușmânia împotriva Angliei, se transformaseră în plângeri convingătoare, disperate, care îl impresionau mult pe Fergus. Băiatul asculta tăcut. Uneori pălea deodată și. În privirea lui atât de blândă de obicei, se aprindea o lumină care o făcea pe Mrs. O'Brien să tremure. Doar Betsy își păstra veselia în mijlocul acestei tristeți. În fiecare zi pleca cu câteva minute mai devreme să-și ducă rodul muncii. De câteva săptămâni părea să fi descoperit simțul cochetăriei. Părul frumos îi se ondula acum grațios în jurul tâmplelor, iar rochia, altădată prinsă atât de sobru, descoperea poate din neglijență, un frumos gât alb de fecioară. În fiecare seară, înainte de a pleca, își consulta de mai multe ori o clinjoară agățată pe peretele camerei comune. Odată, Fergus se reîntoarse de la slujbă și nu o găsi pe sora lui acasă. Fergus o iubea nespus de mult pe Betsy. Mrs. O'Brien era îngrijorată. Christian suferea mai intens decât de obicei. Toți așteptau, Betsy nu mai venea. Betsy n-avea să se mai întoarcă niciodată. Cei trei petrecură o noapte plină de deznădejde și lacrimi. Mrs. O'Brien abia își săpânea gemetele. Christian, a cărui neliniște îi atâța mânia, nu mai contenea cu invectivele și acuza Anglia de pierderea copilului său. Zorile se apropiau. Betsy dispăruse. Fergus nu scotea niciun cuvânt. Stătea deoparte, livid, cu sprâncenele încruntate, abia respirând. Când se-i viră zorile, își sărută mama și strânse mâna tatălui său. Mă duc să o caut pe Betsy," spuse el. Lipsi toată ziua. Seara se întoarse singur, frânt de oboseală, abia ținându-se pe picioare. Nimeni nu-l întrebă nimic. Biata mamă își împreună mâinile și căzu în genunchi. Cristian se ridică din pat. Din ajun, febra lui crescuse îngrijorător. Pe fața ei palidă și descărnată se aflau înscrise simptomele unei morți apropiate. Mi-au luat totul, strigă el cu glasul tremurând de ură și fierbințeală. Totul! Pâinea și copilul! Copila noastră! Copila noastră! Îngâna mama deznădăjduită. Fărgus se așezase la locul pe care îl ocupase în ajun și, tot ca atunci, nu scoase niciun cuvânt. Saxonii, saxonii, continuă Cristian, căruia îi se împleticea limba în gură, gesticulând ca scos din minți. Jefuitorii, răpitorii, asasinii. Capul greoi îi căzu la loc pe pernă. Un spasm îl cuprinse brusc, apoi o voce care părea venită din mormânt îl făcu pe Fergus să tresară dureros. Dragul meu," rosti vocea, tatăl tău se prăpădește, sora ta a fost pângărită, scoală-te și pornește războiul împotriva Angliei." Fergus se ridică instinctiv la această poruncă stranie, o tăcere profundă se așternu, apoi izbuniră hohote de plâns fâșietoare. Mrs. O'Brien, pe jumătate scoasă din minți, încerca să încălzească mâinile lui Cristian care murise. Fergus îngenunche și început să se roage. Mrs. O'Brien nu mai plângea. O liniște extraordinară îi lumina chipul. Dădu la o parte plapuma patului și se întinse alături de Cristian. De 20 de ani trăia în din viața acestui om care fusese prima și unica ei iubire. După o oră, Fergus, care continua să stea în genunchi și își ascundea între mâini capul înfierbântat, tresări din nou. Scumpul meu copil, spuse Mrs. O'Brien, cu o voce atât de slabă încât la urechea lui Fergus ajunse doar o șoaptă abia perceptibilă. Tatăl tău a murit. Sora ta a fost necinstită. Mă voi ruga pentru ea și am să mă duc lângă tatăl tău. Rămâi cu bine, fiul meu, Fergus scoase un țipăt sfârșietor și leșină, zdrobit de această durere întreită. Apoi, tăcerea se așternu din nou, o tăcere lugubră de moarte, pe care de data aceasta nu mai întrerupse nimeni. Sfârșitul capitolului 6 aceasta este o înregistrare Cărțiaudio.eu. Pentru mai multe informații sau dacă dorești să te oferi voluntar, vizitează www.cărțiaudio.eu. Toate înregistrările Cărțiaudio.eu sunt din domeniul public. Paul Feval, Misterele Londrei Partea a patra, Marchizul de Rio Santo Capitolul 7 Prima iubire se făcuse ziua când Fergus O'Brien se trezi din lungul său leșin pentru a-și da seama că era singur în camera aceea comună, acum tăcută, în care altădată se încrucișau trei glasuri dragi, singur în fața a două cadavre și, de aici înainte, singur pe lume. Fergus era foarte tânăr și inima lui avea o imensă disponibilitate de iubire, cheltuită până atunci în afecțiunile sfinte ale familiei. O imensă durere i-a păsat sufletul răscolit de îngrozitoarea lovitură. Dar Fergus poseda o energie pe care nu o cunoscuse încă, deoarece nu avusese prilejul să se manifeste. O forță neîmblânzită, aproape supraomenească, o vigoare a cărei resort latent se trezi instinctiv împotriva acelui prim și cumplit atac al soartei. Îl uimi faptul că înfrunta curajos o asemenea nenorocire descumpănitoare și aproape se învinui pentru calmul ciudat pe care îl păstră în acel moment de supremă dezolare. În Îngenunchie din nou și încercă să se roage, dar o voce misterioasă îi readuse în urechi ultimele cuvinte rostite de tatăl său înainte de a muri. scoală și pornește războiul împotriva Angliei. Se ridică dintr-un salt, sprâncenele sale se încruntară violent. O nuanță roșiatică înlocuia acum paloarea frumosului său chip, iar privirea lui arunca săgeți de foc. Nu era vorba de mânia trecătoare a unui copil. Era ura unui băiat și, în sărăcăcioasa încăpere din cel mai umil cartier al Londrei, apărea norul prevestitor al unei furtuni menite să distrugă cele trei regate. Tată, șopti el cu capul ridicat și mâna întinsă. Jur să mă supun poruncii tale. Când Fergus se trezi din nou singur, după ce însoțise cu pioșenie tatăl și mama spre ultimul lor lăcaș, simți stingându-i se în suflet focul juvenil al adolescenței. În locul lui ardea o flacără gravă, puternică, îndreptată spre un scop unic, supunere față de ultima dorință a tatălui său. Pentru el începu o viață de muncă neîntreruptă. Mai întâi analiză cu multă răbdare mecanismul complicat al structurilor britanice. Disecă colosul pentru a-i descoperi inima. Își dădu seama de părțile lui slabe, de plăgile care se iveau încă de pe atunci pe trupul bolnav iar printr-o voință extraordinară deveni expert în acele probleme politice importante care pun uneori la grea încercare până și gândirea celor mai abili oameni de stat. Și totuși nu trecea în niciun fel la acțiune. Din pana sa nu se ivi nici măcar un pamflet. Ce avea de gând să întreprindă cu cunoștințele acumulate? El, care cunoștea acum atât de perfect părțile vulnerabile, nu se simțea ispitit să lovească, deși îi răsuna încă în urechi vocea tatălui său pe patul de moarte. În singurătatea nopților, vorbele acelea îi tulburau atât momentele de veche cât și visele: război împotriva Angliei. Adeseori putea fi văzut rătăcind, gânditor și cu capul plecat, pe aleile întortocheate ale parcului St. James. Doamnele din în alta lume se opreau în loc să-l privească pe tânărul înzestrat cu o frumusețe aproape ireală, al cărui mers încet și grațios contrasta ciudat cu pasul bățos și aerul afectat al eleganților obișnuiți ai promenadei. Îi admirau trăsăturile fine cărora li s-ar fi putut reproșa o delicatețe aproape feminină. Dacă arcul acvilin al sprâncenelor n-ar fi dat fizionomiei sale un caracter cu totul aparte, de puternică virilitate. Nimeni nu-i cunoștea numele. La Londra, unde pozitivismul e la mare preț, femeile împing totuși foarte departe mania lor față de lucrurile ciudate și misterioase. Necunoscutul frumos, trist, solitar, purtând mereu același costum negru de doliu, stârni curând un interes de factură romantică. Multe doamne nobile îl urmăreau adesea din ochi până ce se pierdea în depărtare pe alei, iar uneori în câte o somtoasă caleașcă putea fi văzută o femeie frumoasă care îi arunca priviri languroase. Dar Fergus, întotdeauna singur, trecea nepăsător prin mulțimea aceea strălucitoare deși era în atenția tuturor, nu lua în seamă pe nimeni. și gentlemanii erau oarecum intrigați de tânărul irlandez. Fusese adesea văzut sprijinindu-se de grilaj, absorbit în gândurile sale și aruncând în direcția palatului regal din St. James priviri lungi inexplicabile. De ce o are tânărul îmbrăcat în negru, care nu cunoștea pe nimeni, se uita atât de stăruitor la clădirea palatului. Plănuia cumva un atentat împotriva maiestății sale, regele George? Gentlemanii erau departe de adevăr. Tânărul necunoscut nu se gândea să-l ucidă pe rege. De altfel, Fergus nu le acorda acestora mai multă atenție decât doamnelor. Gândurile lui erau atât de profunde, intensitatea reflexiilor atât de mare, încât ochii își pierdeau aproape facultatea de a vedea. Odată, totuși, a fost smuls pe neașteptate din preocupările care l-absorbeau tot timpul. S-a întâmplat în parcul verde. La colțul unei alei, un strigăt puternic i-a ajuns la urechi. Strigătul aparținea unei voci binecunoscute și îndrăgite cândva. Întoarse repede capul. O trăsură cu blazon atingea ușor nisipul aleii. În dreptul portierei, o femeie grațioasă, cu capul aplecat în afară, zâmbea emoționată. Fergus spăli și era cât pe ci să leșine. Apoi, un puternic sentiment de mânie îi readuse sângele în obraji. Vru să alerge după trăsură, căci în femeia aceea luxoasă o recunoscuse pe Betsy, alături de care se afla probabil cel ce o răpise. Dar nu făcu decât un pas și-și continua apoi nepăsător, în sens opus, drumul. Instinctiva nevoie de răzbunare care îl împinsese pentru o clipă spre seducătorul lui Betsy se stinse după un moment de gândire. Rolul său nu era să-l pedepsească în chip vulgar cu o ofensă de netrebnic, silindu-l să-și plătească vina. Cercetând în adâncul sufletului său, nu mai găsi niciun pic de ură, niciun pic de ură personală împotriva bărbatului care îi răpise sora. Insulta aceea se topea în celelalte nedreptăți. Vinovatul devenea o parte inseparabilă a inamicului pe care îl arătase tatăl lui. Fergus voia și spera să-și realizeze țelul, dar nu privea lucrurile cu superficialitatea caracteristică tinerilor plini de iluzii. Obstacolul ce trebuia biruit îi apărea așa cum era în realitate, uriaș, de netrecut, cu rădăcinea dânci înfipte în pământ. Dacă se socotea în stare să înfrunte un asemenea obstacol, aceasta se datora faptului că avea o părere foarte bună despre el și o mare doză de curaj dar nu era deloc grăbit și însă și răbdarea lui constituia un semn de maturitate. Noua viață a lui Fergus nu oferea nici celor mai iscoditori ochi posibilitatea de a descoperi vreun cel politic. Gândurile nu puteau fi citite de nimeni. Existența lui nu se deosebea prin nimic de cea a tinerilor de aceeași vârstă care trăiesc prin munca lor. La un moment dat, ajunse cum era și firesc la o fază sentimentală devenind eroul unei idile. Numai că idila aceea a însemnat primul capitol al unei povești foarte frumoase. Trecuse un an de când Fergus O'Brien rămăsese orfan. În fiecare săptămână, spre seară, se ducea să se roage în capela catolică din Belton, unde tatăl său și mama sa primiseră ultimele binecuvântări ale bisericii. Fergus nu iubise niciodată. Copil, până la moartea părinților săi, își dăruise apoi toate ceasurile libere, misiunii pe care și-o asumase. Or, pe măsură ce studia, spre a putea trece la acțiune, ura lui își schimba caracterul, devenind din instinctivă, rațională. Nu mai voia să se răzbune doar pentru a îndeplini porunca tatălui său studiul lui scoase la ivială nenumăratele nedreptăți suferite de Irlanda și cauza pe care o apăra luase proporții naționale. Printre gravele sale preocupări nu exista loc pentru dragoste. Fergus dăduse uitării aspirațiile vagi care îi înfrumusețaseră visările în timpul ultimelor luni de viață ale tatălui său. Nefericirea și dorința de răzbunare năbușeau în germene, tulburarea înflăcărată a adolescentului pe cale de a deveni bărbat, care nu era încă în stare să îmbine problemele inimii cu cele ale rațiunii. Într-o seară de primăvară, ieșind din capela din Belton și dând colțul în Shorts Garden, văzu cum o cabrioletă foarte veche, trasă de un cal puternic, se izbi violent de trotuar și își pierdu una din roți. Speriat, calul se opri o clipă, apoi se avântă din nou. În cabrioleta pe jumătate răsturnată, o femeie începu să țipe. Fergus nu auzise nimic. Primul impuls îl îndreptase spre calul care, bine strunit, se liniști brusc. Căci Fergus, necunoscându-și nici puterea, nici inima, poseda, sub aerul său grațios și elegant, o forță atletică. În clipa când calul își îndoia genunchii, înroșind zăbala cu spumele sale însângerate, un bărbat sări pe trotuar și întinse amândouă brațele spre interiorul cabrioletei. Nu te speria, Mary," spuse el emoționat. Haide, ieși repede afară, surioară, căci copilandrul acesta nu va putea stăpâni multă vreme calul." Cea cărăia îi se spunea Mary nu răspunse, între timp, calul, ca și cum ar fi priceput disprețul cu care stăpânul său îl trata pe copilandrul ce îl ținea în frâu, se ridică și încercă să se zmucească din nou. Dar mâna lui Fergus părea de fier, iar animalul, îmblânzit, lăsă capul în jos și rămase nemișcat. În același timp, ușa casei din colțul străzii Shorts Garden se deschise și un grum ieși în grabă să ia locul lui Fergus. Acesta își revizui liniștit toaleta și merse mai departe. Pe legea mea, tinere domn, strigă stăpânul cabrioletei, te rog să mă ierți, dar am necazuri cu sărmana mea Mary, care cred că și-a pierdut cunoștința, beata fată, și nu poți să alerg după dumneata pentru a-ți mulțumi. La urma urmei, poate i-ai salva viața și aș vrea... Nu-i nevoie să mulțumiți, domnule, răspunse de departe Fergus. oh, o, oh, deci așa stau lucrurile. Așa sunteți voi, englezii. Nu mai am nimic de spus. Aș fi vrut doar să strâng mâna omului care a salvat-o pe Mary. Atâta tot." Din cuvintele acelea două, lucruri îi merseră drept la inimă lui Fergus. Mai întâi, o sinceritate căreia era greu să-i reziști, iar în al doilea rând, puternicul accent scoțian al necunoscutului. Fergus n-ar fi vrut să strângă mâna unui englez. Se întoarse, deci, și zâmbi, pentru prima oară de la moartea tatălui său. Când îl văzu pe stăpânul cabrioletei, că întinde mâinile și se repede să-l îmbrățișeze cu căldură. Iartă-mă, domnule, iartă-mă, continuă scoțianul dar ești un suflet curajos, iar eu o iubesc nespus de mult pe micuța mea Mary. Acum că te-am prins, aș muri dacă ne-am despărțit fără să bem împreună un pahar de vin franțuzesc în sănătatea cui dorești dumneata. Ajută-mă, te rog, să o scot de aici pe surioana mea. Scoțianul dădu la o parte cuvertura de protecție a cabrioletei și scoase afară o tânără leșinată. Fergus nu putea să-i refuze ajutorul solicitat, călăuzind pașii nesiguri ai fetei care își revenise oarecum, dar nu putea încă să meargă singură, intră pentru prima oară de la moartea tatălui său sub un acoperiș străin. Tânăra fată fu întinsă pe o canapea în salon. Scoțianul o sărută drăgăstos pe frunte și se întoarse spre Fergus, căruia îi strânse mâna. Domnule," spuse el, noi, cei din Teviot nu prea ne pricepem să ținem discursuri. Sunt fiul fermierului din Lid. Între Anan și Lochmaben. Mă numesc Angus McFarlane. Bate palma și dacă astăzi, mâine sau altă dată vei avea nevoie de un prieten... Domnule, îl întrerupse Fergus, care continua să păstreze o atitudine rezervată. Nu cred să merit atâta atenție pentru ceea ce am făcut. Oh, oh, exclamă McFarlane. Complimentele nu înseamnă nimic, domnule. Și apoi nu-l cunoști pe Toby. Toby e calul meu. Nu știu dacă altcineva în locul dumitare ar fi fost în stare să-l oprească pe furisitul de Toby când o luase razna. Duncan, adu vin și niște pahare și spune lui MacNab să coboare. Nu, nu, domnule, nu trebuie să crezi că a fost un lucru ușor. Eu, care n-am pretenția că sunt tocmai nepriceput, n-aș jura că aș fi în stare să-l îmbii să îngenuncheze așa cum ai făcut dumneata. Angus Macfarlane nu se deloc pe atunci cu portretul pe care i l am făcut în cursul acestei povestiri. Era un bărbat de vreo 30 de ani, frumos, curajos, deschis și vesel. Din când în când, un nor trecător îi întuneca fără motiv fruntea. Desigur, pe vremea aceea, niciun medic, oricât de clar văzător, n-ar fi putut bănui ciudata maladie care amenința mintea lui Angus Macfarlane. Îl chemase pe Macnab, cumnatul lui, care de câteva săptămâni locuia la Londra împreună cu el, spre a-l prezenta lui său. Mr. McNabb se căsătorise cu sora lui Angus. Cunoaștem chiar din gura lui Stephen, fiul lui, amănuntele sfârșitului său tragic, în aceeași cameră din casa lui Randall Graham, de unde nefericita Harriet Percival avea să fie răpită mai târziu. Mr. McNabb. Părea să aibă aceeași vârstă ca și cumnatul lui. Era un om inteligent și distins, dar rece. Manierele sale contrastau cu aerul degajat și exuberanța lui Angus. Mai toți cunoscuții îi atribuiau, printre multe alte merite, o franchețe absolută, dar această franchețe, foarte puțin comunicativă, nu era acordată cu ușurință. Îndeplinea funcția de avocat pe lângă tribunalul din Glasgow. Cât despre Mary McFarlane, întrucât al cititorul își amintește de un anumit portret atârnat între două ferestre în încăperia din Irish House, pe care o cunoaștem sub numele de Camera Moșierului, portret înfățișând o tânără îmbrăcată după moda din epoca ultimelor războaie napoleoniene, nu considerăm necesară o nouă descriere. Mary era într-adevăr originalul portretului, asemănarea fiind izbitoare numai că Mary era mai frumoasă, mai blândă, mai atrăgătoare decât portretul ei. Curând avea să împlinească vârsta de 16 ani. Deși se afla acolo de un sfert de ceas, Fergus încă nu o văzuse. Mr. McNab își făcu apariția și, în urma relatării lui Angus, adresă tânărului necunoscut pe un ton curtenitor vii mulțumiri. Episodul părea încheiat. Politețea rece a lui McNab contrabalansa cordialitatea caldă a lui McFarlane, iar Fergus, stăpânit din nou de ideea lui fixă, se grăbea să pună capăt acelui intermezzo inutil. Se pregătea tocmai să plece, după ce răspunsese amabil toastului lui Angus, când Mary părăsi canapeaua unde o instalase fratele ei și făcu câțiva pași spre mijlocul odăii. Fergus se opri ca și cum o mână invizibilă l-ar fi pironit locului. Mary luă un pahar de petavă și turnă puțin vin în el. Trebuie să acceptați și recunoștința mea, spuse ea Molcom. Beau în sănătatea celor ce vă sunt dragi. Fergus îngălbeni. Probabil că s-ar fi prăbușit dacă McFarlane nu l-ar fi sprijinit din spate. Doamnă! Doamnă! îngână el cu o voce pe care durerea bruscă deșteptată o făcea să tremure. Cei ce mi-au fost dragi au murit. Nu voi mai iubi niciodată. Adică, nu știu, poate. Beau în sănătatea dumneavoastră, doamnă. Luase de pe tavă un pahar pe care îl goli dintr-o dată cu o grabă plină de tulburare. Sângele îi revenise în obraji. Privind jos, de parcă o greutate de plumb i-ar fi apăsat ploapele. Era profund tulburat. Mr. McNeb își încruntă sprâncenele. Mary se îmbujoră toată și, cu ochii plecați, nu se clinti din fața lui Fergus. McFarlane izbucni în râs. Bine, bine," spuse el. Mărturisesc că n-am mai întâlnit un flăcău atât de chipeș și curajos ca dumneata, Mr. O'Brien. Doamne, MacNab să-l fi văzut cum l-a strunit pe Toby, ca și cum ar fi avut de-a face cu un ponei. Sper, Mr. O'Brien, că vom avea plăcerea să te revedem. Fergus și ridică ochii spre Mary, spuse un da abia inteligibil și se retrase grăbit. De un an de zile, nopțile se scurgeau adesea fără ca somnul să pună capăt frământărilor ce îi învălmășeau gândurile. Nici în noaptea aceea nu reuși să doarmă, dar de data aceasta insomnia sa avea altă pricină. Fergus iubea. O clipă, una singură, încercă să se răzvrătească împotriva acestui simțământ necunoscut care îi cuprinsese în același timp inima și mintea. Dar, în ciuda tăriei manifestate în alte împrejurări, nu era dat să-și învingă iubirea. Primul gest de rezistență reprezenta protestul instinctiv al urii sale, pe care o uitase pentru o clipă, apoi glasul răzbunării a muțit. Lupta lua sfârșit și Fergus se cufundă, uitând complet de el, în primul extaz al iubirii. Noaptea aceea a însemnat un soi de revelație a vieții sale viitoare, viață împărțită între munci titanice și plăceri ale trupului. O singură privire fusese de ajuns pentru a-i aprinde simțurile și inima, între omul din noaptea aceea și omul din ajun, avea să fie de aici înainte o prăpastie uriașă. Și totuși, cât de poetică și curată era prima lui dragoste. Fărgus îi se dăruia cu totul, fără rezerve, fără gânduri ascunse. Petrecu 12 ore de reverie încântătoare. A doua zi, dis de dimineață, Angus Macfarlane îi făcu o vizită. Există simpatii care se nasc din senin. McFarlane ar fi fost prietenul lui Fergus, chiar dacă acesta n-ar fi răspuns sentimentelor lui. Dar acestuia din urmă nici nu-i trecea prin gând să respingă prețioasa amiciție a fratelui fetei. Grație legăturilor puternice, intimitatea se ivi repede între ei. Dragostea urma același ritm. Mary, neștiutoare încă un copil. Nu putea rezista mult timp fermecătorului Fergus, care avea oarecum înnăscută știința seducției. Îl iubea așa cum era iubită, fără nicio reținere. Locuința lui McFarlane deveni curând căminul lui Fergus. Fergus afla toate tainele lealului scoțian și motivele prezenței sale la Londra. Dintre secretele sale, el, Fergus, nu-și dezvălui decât iubirea se scurseră astfel câteva săptămâni. McNab continua să păstreze față de Aubrey o politețe ceremonioasă și rece. Dar, la urma urmei, MacNab nu era stăpânul casei. În afară de Fergus, unui singur străin îi se mai îngăduia să o vadă adesea pe Miss Mary MacFarlane. Era un tânăr nobil, pe nume Godfrey de Lancaster, care aștepta moartea bătrânului său tată pentru a deveni conte de White Menor. Sfârșitul capitolului 7 Paul Feval, Misterele Londrei Partea a patra, Marchizul de Rio Santo Capitolul 8 Duel englezesc Angus Macfarlane și cumnatul său, McNab, se aflau la Londra pentru un proces – în procesul lui Angus McFarlane, sau mai bine spus al tatălui său, fermierul din Lid, era vorba de o vastă întindere de terenuri contestată de unul din judecătorii de pace ai comitatului Dumfries. Era o circumstanță nefericită. Rivalul era și judecător de pace. Mr. McFarlane, a cărui familie stăpânise din totdeauna aceste pământuri, ce constituiau aproape întreaga avere, nu avea totuși de gând să cedeze fără luptă. Judecătorul de pace era un om bogat și cu relații. Angus și McNabb fusese rătrimiși la Londra pentru a apăra energic interesele familiei. Angus nu vedea decât o singură cale de urmat, să se prezinte în fața judecătorului și să afle care sunt pretențiile sale. Dar MacNab, de profesiune avocat și de prins cu chichițele justiției scoțiene, voia să-și asigure mai întâi un sprijin și să angajeze apoi lupta pe picior de egalitate. Vechi relații de familie îi deschiseseră ușa casei bătrânului conte de White Menor, care era un potentat influent. McNab îl convinse de justeția cauzei sale, iar contele se arătă dispus să-i acorde în alta sa protecție. Nu era o mare favoare faptul că McFarlane acceptă, în schimb, onoarea de a fi vizitat din când în când de fiul cel mai mare al senioriei sale. Godfrey de Lancaster se prezentă astfel sub auspiciile domnului MacNab. Angus nu-l prea vedea cu ochii buni, iar Mary simțea față de el un fel de aversiune instinctivă. Godfrey avea pe atunci între 30 și 35 de ani. Figura lui, destul de armonioasă, dar marcată de viciul băuturii și de un temperament excesiv de violent, prezenta caracteristicile distincte ale tipului saxon. Egoismul îi se citea clar pe trăsături, iar brutalitatea răzbătea de sub masca rigidă. Angus era convins că Godfrey se îndrăgostise de sora lui Mary. McNabb susținea contrariul că despre Fergus, în mod sigur, el se bucura atât de simpatia lui Angus, cât și de dragostea fetei. Lucrurile nu puteau continua mult timp astfel, fără a se pune la un moment dat problema căsătoriei. De îndată ce luă cunoștință de intențiile tânărului irlandez, McNab se opuse din toate puterile, iar Mary, agățându-se de gâtul fratelui ei, plângând, reuși să-l convingă să-și dea consințământul. Fergus și Mary se logodiră. Între Fergus și Godfrey de Lanchester exista o antipatie evidentă. Primul și-o manifesta printr-o tăcere disprețuitoare, iar nobilul din priviri, provocatoare și gesturi dușmanoase abia ascunse. Se întâlneau foarte des în locuința lui Angus, dar O'Brien luase obiceiul de a-i ceda locul și a se retrage de îndată ce își făcea apariția moștenitorul contelui. Astfel se evitase până atunci un conflict fățiș. A doua zi după ce se hotărâ căsătoria dintre Fergus și Mary, familia McFarlane trebuie să plece în Scoția, unde prezența ei era reclamată temporar de desfășurarea procesului. Fergus se afla singur în salon, în așteptarea lui McFarlane. Înainte ca acesta să-și facă apariția, intră Godfrey de Lanchester, a cărui figură răvășită exprima o mânie nebușită, pe cale de a izbucni cu violență. Conform obiceiului său, Fergus își lua pălăria și se îndreptă spre ușă, fără să scoată o vorbă. Fir ar să fie, bodogăni Gatfry. Bădăranul ăsta are măcar bunul simț de a se da singur afară. Fergus se opri și îl privi drept, în față, pe domnul de Lancaster, care se trântise pe divan, instalându-se picior peste picior cu o nonșalanță afectată. Am impresia că vă referiți la mine, domnule," spuse Fergus. S-ar putea să fie precum spui, tinere," replică Godfrey. Fergus se înroși, dar nu-și pierdu cumpăptul. Domnule," continuă el, după modul în care a început această discuție, s-ar părea că ar fi cazul să o continuăm afară. Guthrie ridică din numeri și nu se clinti deloc. Căci, continuă Fergus, presupun și vreau să sper că, dincolo de insolența dumneavoastră, nu se află și lașitatea. Ia-o înainte, spuse Lancester, ridicându-se surâzător. Te urmez. Fergus e și primul și domnul de Lanchester îl urmă într-adevăr, încheiându-și în grabă nasturii fracului. Ajungând în stradă, Fergus intenționa să spună ceva. Mai încolo, spuse domnul de Lancaster, ocolind Shorts Gardens și luând-o pe Belton Street. Fergus se ținea după el. Godfrey părăsi trotuarul și se proțăpi în mijlocul străzii. Pe vremea aceea era încă un bărbat foarte voinic și poziția pe care o luă, bine cunoscută la Londra, unde pugilatul este nu numai o știință populară, ci și aristocratică, scoase și mai mult în relief vigoarea Constituției sale. Pe stradă nu se aflau decât câțiva trecători aferați care mergeau pe trotuar cu mâinile în buzunare și privirea țintită drept înainte. Poftim, domnule, spuse Godfrey pe un ton provocator. Dacă vrei să continuăm aici discuția, îți stau la dispoziție. Vreau, domnule, replică Fergus înaintând, să vă cer socoteală pentru nerușinarea dumneavoastră. Fie tinere, am să ți ofer. Sper să te satisfac în asemenea măsură încât să nu mi -o mai cer niciodată. Să procedăm metodic. Mai întâi o iubești pe Miss Mary McFarlane. Și asta nu-mi convine că tuși de puțin, Apoi, cred că Miss McFarlane te iubește. În sfârșit, am auzit că te vei căsători cu ea. Într-adevăr, răspunse Fergus. Nu, puișorule, căci mai înainte de a se întâmpla acest lucru, îți voi sfărâma oscioarele. Domnule, exclamă O'Brien, înfierbântat. Răbdarea mea are o margine. Vă voi sili să vă căiți amarnic. Nu apucă să termine, căci o lovitură de pumn îl atinse în piept și l-aruncă pe spate. Godfrey de Lancaster era cel mai bun elev al faimosului Holmes de la Govan Garden, care deținuse mai bine de un sfert de secol sceptrul ringului la Londra. Godfrey luă numai decât poziția de apărare și zâmbi satisfăcut. Trecătorii se opriră în loc, pe trotuar, de ambele laturi ale străzii. Un boxing în noroi era o adevărată pleașcă pentru haitele de gură cască de la periferie. Or, aci, începutul era promițător. Fergus se ridică amețit, furios. Fără să-și pregătească atacul și fără să ia vreo măsură de apărare, ca și întâia oară, se năpustia asupra adversarului. Brațul lui Godfrey, ținut la înălțimea ochiului, se dezlănțui. Fărgus se rostogolia două oară pe caldarâm, rămânând timp de câteva secunde nemișcat. Nimeni nu se clinti din loc să-i vină în ajutor. Doar câteva scurte dialoguri se auziră în mulțimea care creștea pe trotuar și împânzea deja strada. Bună, Mr. Hobson! Ce mai faci? Flăcăul ăsta e pe cale să-și dea duhul. Cum se mai simte soția dumitale? Salut, Mr. Sinclair! Strașnică lovitură, pe semne că tânărul a văzut stele verzi. Soția e bine, sănătoasă. Precis că i-a venit de hac. Uite, nici nu mai mișcă. va aplaudară. Lovitura fusese strașnică. Lovind un om cu totul străin de arta pugilatului, Godfrey, sportiv experimentat, abuza firește de avantajul său și dădea dovadă de lașitate ca un soldat bine echipat care s-ar fi slujit de sabie împotriva unui inamic dezarmat, dar la Londra lumea nu gândește astfel. Sentimentul generozității lipsește cu desăvârșire. A fi cel mai tare înseamnă a avea dreptul la onoare. A fi cel mai bogat înseamnă a avea dreptul la glorie. Lovitura fusese strașnică. Ce importanță mai avea restul? Faptul că Godfrey nu și putnea piciorul pe pieptul învinsului, asta nu dovedea suficientă generozitate? Totuși, Mr. Hobson și Mr. Sinclair se înșelau. Fergus nu fusese doborât. După câteva secunde, vreme în care, zăcuse nemișcat, se sculă în picioare. Avea chipul palid, dar în ochii săi strălucea o văpaie întunecată. Nu se mai năpusti orbește asupra adversarului său. Îl măsură o clipă cu privirea și înaintă spre el cu pași mărunți, cu brațele lăsate, cu corpul și fața complet descoperite. Un freamă de curiozitate străbătu mulțimea. Toți se îmbulzeau să vadă mai bine, să nu scape nimic, căci era evident pentru toți că sportivul experimentat avea astfel posibilitatea să-și aleagă un punct vulnerabil. Se aștepta o încăierare năprasnică. Privirea lui Godfrey deveni iscoditoare, căutând punctul cel mai slab al adversarului. Fergus continua să înainteze. Godfrey țintui și lovi cu toată puterea. Unul din pumni izbi pieptul lui Fergus, care scosese un geamăt înăbușit, oribil. Celălalt îi atinse fruntea, făcând să-i țâșnească sângele în dâre subțiri. Spre stupefacția tuturor, Fergus rămase în picioare în urma acestei duble lovituri. Nici măcar nu se clătină. Nu dădu niciun pas înapoi. Loviturile întâlniseră parcă nu un trup de om, ci un zid de piatră. Mulțimea a cărei curiozitate avidă ajunsese la culme, scoase un murmur înăbușit când îl văzut tot în picioare, drept și neclintit, cu o stea sângerândă în mijlocul frunții palide. Însuși Godfrey era atât de sigur că îl va dobori încă o dată, dacă nu îl va ucide chiar pe loc, încât nu se grăbi ca de obicei să se pună în gardă. Fiind sigur de izbândă, uită regula principală, temelia artei boxului. Când își dădu seama de eroarea sa, era prea târziu să o mai îndrepte. Mâinile lui Fergus, ca o menghine de oțel, îi încătușau brațele strivindu -le. Nobilul pălii, la rândul lui, căci ochii lui Fergus, aprinși și întunecați, îl înspăimântau. Încercă să-și desprindă brațele. Cu neputință, presiunea degetelor lui Fergus, egală, neîntreruptă, răbdătoare, făcea eforturile lui neputincioase, având duritatea inelelor de fier pe care o și le poartă ferecate la încheietura mâinilor. Se simți pierdut. În mulțime domnea o liniște de mormânt. Nu se mai auzeau decât vocile câtorva polițiști care, împiedicați de gloată, se străduiau din răsputeri să răzbată prin bariera umană formată în jurul combatanților și amenințau zadarnii cu bastoanele lor plumbuite. Mânia părea să-i dea o forță crescândă lui Fergus. Silueta lui impunătoare căpătase o alură semeață, teribilă în fața adversarului. Trăsăturile lui blânde și fermecătoare exprimau acum o forță sălbatică, necruțătoare. Îi duse lui Gad brațele la spate și îi prinse mijlocul, lipsindu-l de orice posibilitate de mișcare. Asistența a văzut trăsăturile lui Lancaster încordându-se în chip oribil, și auzi un trosnet înăbușit și de oase sfărâmate. Fergus îi dădu drumul și Godfrey se prăbuși inert la pământ. A murit! A murit!" se auzi răstrigăte din toate părțile. Mulțimea a început din nou să se agite, nu pentru a veni în ajutorul celui răpus, ci pentru a pune mâna să se convingă de cele văzute și că nu era vorba de o nălucire. Această agitație înlesni drumul polițiștilor care, la fel ca toți polițiștii de pe toate meridianele globului, își făcură apariția la locul dezastrului atunci când nu mai era nevoie de ei. Lancaster zăcea nemișcat. În cel privește pe Fergus, pe care numai o voință de neclintit îl susținuse în ultimul act al dramei, se rezemase de un felinar epuizat, horcăind, gata să leșine. Fu condus în fața judecătorului, în vreme ce Lancaster, luat cu targa, ajunse în Portland Place, acasă la tatăl lui, lordul White Menor. Faptul se petrecuse la lumina zilei, în fața a numeroși martori. O lună mai târziu, Fergus O'Brien compărea în fața marelui juriu al tribunalului acuzat de tentativă de asasinat cu premeditare împotriva persoanei nobilului Godfrey de Lancaster, moștenitorul prezumtiv al demnității de per de White Menor. Fergus fusese închis încă din clipa arestării, deoarece nu putuse să depună o cauțiune. Fără îndoială că, Habeas corpus este un privilegiu frumos și nobil al cetățeanului englez. Legea vine astfel în ajutorul acuzatului nevinovat și îl cruță de acele lungi detențiuni preventive care se bizuie uneori pe o simplă bănuială. Dar de ce trebuie ca banul să fie condiția expresă și fatală a exercitării oricărui drept? Acest habeas corpus, atât de mult și pe drept lăudat, este în favoarea bogătașului, lăsându-l pe sărac cu cătușele la mâini. Godfrey de White Manor era cât pe ce să-și dea duhul în urma atacului necruțător a lui Fergus. În prima săptămână, medicii fuseseră foarte sceptici în privința șanselor lui de supraviețuire, dar depășise momentul de criză și acum se afla în convalescență. Godfrey făcea parte dintr-o familie puternică și gândul răzbunării îi otrăvea sufletul. În jurul patului său de suferință se ținu un consiliu, o mulțime de avocați se strânseră la căpătâiul lui, făcură un plan, combinară faptele, se puse la cale un complot, se urzi o plasă din care Fergus, singur, bolnav și el, și în plus în închisoare, dar însuflețit de credința în nevinovăția sa, nu mai avea putință de scăpare. În închisoare, Fergus fu supus la numeroase interogatorii și își dădu încă de la început seama că nu era acuzat numai pentru participarea la o încăierare violentă. Dar era tânăr și naiv. Credea în spiritul de echitate al judecătorilor săi, și de aceea nu se sfii să istorisească totul așa cum se petrecuse. Ar fi fost o mare mângâiere pentru el dacă ar fi primit vești de la Mary și de la Angus, dar tăcerea lor nu îl surprinsese prea mult. Familia lui Macfarlane se afla probabil în Scoția și, fără îndoială, Mary și Angus nu aflaseră de nenorocirea lui. Scrise la Lochmaben, nu primi niciun răspuns. În singurătatea închisorii, vastele lui planuri de răzbunare, lăsate deoparte pentru o clipă, îi solicitară din nou gândurile. Simți o descurajare profundă, căci de câteva luni, în loc să înainteze, dăduse în iar proiectul lui îi se dezvăluia acum ca un vis nesăbuit. Dar deznădejdea nu dură decât o noapte și apoi se spulberă. Fergus era unul din acele spirite îndrăznețe care își toarnă în bronz ideile și prefac în combinații meditate la rece, studiate profund, prima izbucnire temerară și nebunească a gândirilor. Proiectul lui avea deja rădăcini destul de puternice în el pentru ca fiecare din fațetele sale să reapară pe rând și să se supună examinării. Pe măsură ce diseca și cântărea evenimentele petrecute cu câteva luni în urmă, entuziasmul lui se reînsuflețea. Revedea slăbiciunile armăturii britanice, revedea totul, conștient de șansele lui de a ataca și obține victoria. Viitorul era din nou deschis și, din fundul celulei mizere în care își trupul bolnav, scoase, plin de speranță și înflăcărare, strigătul lui de luptă război împotriva Angliei. Dar vai, ce deosebire uriașă! De o parte nimicul, iar de cealaltă o putere colosală. Lui Fergus nici nu era măcar îngăduit să-și încrucișeze spada cu gigantul. Mâinile ei erau atât de slăbite și pe deasupra erau ferecate și în cătușe, iar colosul inamic urma să-l strivească din mers. Fără să-l vadă și fără să știe de războiul ce-i fusese declarat, așa cum țăranul care umblă prin beznă strivește cu piciorul fără să-și dea seama, scorpionul la cărui mușcătură mortală îl amenință. Când Fergus compăru în fața marelui juriu întrunit la Old Bailey, nimeni nu-i lua apărarea. Fu trimis în fața curții. Această primă lovitură îl îndureră nespus dar, în definitiv, nu era decât o fază preliminară. Fusese atacat în chip brutal. Cazul de legitimă apărare era atât de vădit și atâția martori asistaseră la încăierare, încât o condamnare îi se părea cu neputință. Cu toată inițierea lui asupra mijloacelor pe care trebuia să le folosească în lupta împotriva Angliei, Fergus încă nu cunoștea toate nedreptățile rușinoase ce trebuiau înlăturate. Godfrey de Lancaster și consilierii săi erau mai bine informați decât Fergus. Ei știau că Sellersurile din Long Lane și Aldergate Street adăpostesc o populație famelică și mizerabilă, a cărei unică îndeletnicire este mărturia falsă, oferind sperjurul la prețuri foarte accesibile, de la o cană cu gin până la 8 sau 10 șilingi. Toate măsurile fusese răluate. În timpul audierii, un grup numeros de oameni cumpărați depuse mărturie că Fergus, înarmat, îl atacase în chip mișelesc pe fiul lordului. Lui Fergus îi se părea că visează. Se agita pe banca lui și striga, minciună! Dar martorii se succedau necontenit și depuneau cu toții în aceeași termeni. Minciună, minciună, repeta ca un automat Fergus. A produl strigată cere, iar procurorul, regal, abia izbutea să-și reprime indignarea pe care i-o stârnea nerușinarea negării acuzatului. Cât despre domnii jurați, aceștia își omorau timpul cum puteau mai bine, întocmind meniul cinei din seara respectivă. O ultimă mărturie dădu acuzatului lovitura de grație. I-o dădu un cerșetor de vreo 20 de ani, cu aspect respingător. Sprâncenele aspre și extrem de stufoase, aproape că îi se îmbinau, iar sub ele se ascundea o privire șireată și plină de răutate. Toate înclinațiile mărșave ale firii omenești se puteau citi pe fața aceea al cărei ansamblu era completat de un surâs ipocrit și bonom, ansamblu fals până la perfidie, josnic până la abjecție, se îndreptă spre bară cu un pas inegal, fiecare mișcare părând că îi dislocă toate mădularele. Ajuns în dreptul barei, salută pe judecător, pe asesori, pe primul jurat, pe jurați, pe grefier, pe procurorul regal, pe avocați, auditoriul și pe polițistul care l-a dusese. Oh, înălțimile voastre, spuse el înainte de a fi interogat. Bunii mei lorzi, jur pe Evanghelie și pe orice că știu adevărul. Am să spun tot adevărul. Înălțimile voastre m-au condamnat ieri la deportare pentru niște amărâte de fulare care au fost găsite în buzunarele mele. Dar nu mă plâng, bunii mei lorzi. Viața e al naibii de scumpă la Londra și poate că aș găsi dincolo, cum se spune, de cealaltă parte a canalului, de lucru pentru a-mi câștiga cinstit pâinea cea de toate zilele. Oh, da, N-am niciun interes să trag pe sfară justiția și îl cunosc bine pe mărșavul de Fergus Obrin. Fergus încercă să răspundă. Aprodul strigă liniște. Foarte bine, așa, spuse martorul. Astupați gura banditului. Înălțimile voastre, e cu putință oare ca cineva să aibă sufletul atât de negru încât să ucidă feciorul unui lord? Al unui lord care are milioane de lire sterline? Haida de, îl cunosc. Locuia în Senjil cu hoțomanul de taică -so. Mizerabile, strigă Fergus indignat. Legați-i clanța, continuă martorul. De nu, o să mintă ca un păgân ce îi. Locuia în Senjil, cu maică sa și soră sa, o cerșetoare din care Lord Fitz Allen, Dumnezeu să-l binecuvânteze, a făcut o damă pe cinste, căptușită cu diamante și cașmire. Fergus Gemună, bușit De multe ori, urmă martorul, știind că sunt om sărman, mi-a făgăduit un purcoi de bani ca să bag șișul în băiatul lordului. Vă jur că minte, țipă Fergus, n-am stat niciodată de vorbă cu acest nenorocit, Liniște, rostia produl. Oh, ba da, înălțimile voastre, continuă iar martorul încercând să dea chipul său, oribil, o expresie de candoare. E tot atât de adevărat că banditul a stat de vorbă cu mine, cum e adevărat că mă cheamă Bob Lantern, numele unui băiat de treabă, stimați lorzi. De multă vreme pândea clipa nimerită să săvârșească nelegiuirea și o grămadă de cinstiți prietenași de-ai mei au încăput pentru mult mai puțin, pe mâinile lui Jack Ketch. Zău, așa, stimați lor! Bablentor se întoarse la locul său, clipind din ochi spre avocatul lui Godfrey. Acesta i-a făcut un semn protector cu capul. Juriul îl declară în unanimitate vinovat pe Fergus, și hotărârea prin care era condamnat la deportare fu privită ca un act de clemență, căci pentru toți era clar că merita să fie spânzurat. Fergus ieși din sală, cuprins de un fel de toropeală. Uimirea îi paralizase în asemenea măsură simțurile, încât nu și putea da seama de intensitatea loviturii. Întors în celulă simți o fierbințeală cumplită. Devenise inconștient de nenorocirea lui. Abia la multe săptămâni după ziua condamnării, se trezi din această prelungă somnolență a minții. Se afla în rada portului Weymouth pe halcul lui Cumberland, închisoarea plutitoare sorocită de portaților pe cale de a fi îmbrarcați cu destinația Australia. Sfârșitul capitolului 8 aceasta este o înregistrare cărțiaudio.eu. Pentru mai multe informații sau dacă dorești să te oferi voluntar, vizitează www.cărțiaudio.eu. Toate înregistrările audio.eu sunt din domeniul public. Iată că, pătrunzând în casa marchizului de Rio Santo, acest personaj atât de complex și controversat, vălul care acoperea misteriosul său plan de răzbunare începe să se ridice ușor, ușor, pentru a ne dezvălui secretele sale. Oare va reuși Rio Santo să-și ducă la îndeplinire planul la care lucrează de 15 ani? sau alte obstacole neprevăzute se vor ivi în calea lui. Vă invit să aflăm împreună, vizitând slash A472. Vă doresc audiție plăcută în continuare!